Sunt un, pic, uh, sunt un pic, șocat de cât de fraier am fost și cât de naiv sunt. Te adică... deranjează banii? Păi, da, când ai să dai copiii la școală normal și îl vezi pe ăla care cântă pop ieftin, care sute de mii se duce miconos și tu care ești bombardier, nu te duci nici măcar niciodată la mare, știi, și viața ta e un coșmar, știi. Ok, eu mi-am ales drumul ăsta. Băi, am început pe foarte mare fan. Ăsta cred că e unul din cele mai cerute și așteptate podcasturi la mine. Primez mesaje săptămânal. Mă opresc copii pe stradă. Eu sunt foarte... Sunt foarte mă por foarte ciudat în contexte sociale, mai ales cu oameni pe care nu-i cunosc. Și când vin direct așa, eu intru într-o defensivă, automat, știi? Mă bag în carapace. Și au venit niște copii, facem poză, facem, îl chem pe dragonul, nu mai facem poză și am plecat. Băi, nu suport, deci e o chestie pe care nu o suport, dar spiticii mei de pe că sunt eu cretin și îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva cu atitudinea asta mea, nu suport să mi se facă sugestii de invitații. Pentru că de foarte multe ori nu e momentul. Niciodată și tu știi în... foarte bine la asta cu timingul. ul o, uh... Scafanii da, fanii Dragonul, când Okay, l-au somat pe, pe, cum îl cheamă pe băiatul ăla care avea tech, emisiunea aia de rap a mea, Soya Tech a, nu mai știu Soya Tech aveau emisiunea asta, așa. exact și, sau nu mai știu uh, Grandmaster uh, Grand Flex sau oricum unul asta și s-au dus Fanny Griselda și eu au zis chiamă la emisiune, băi, adică de aia criminal, de aia, știi? Da, 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 da. Wow. și eu sunt așa, băi, apropo de, <laughs> apropo de ce spuneai fix înainte să dăm rec, cu cât de important e să uh, avem libertatea de a face și de a spune ce vrem, mă rog, cu consecințele de rigoare, oricare ar fi alea, uh, eu de mi-am făcut podcast-ul, ca să pun întrebările Cui vreau eu când simt eu că e momentul Și anul trecut pe vremea asta Nu era momentul de dragonul Dar acum chiar simt că e momentul Să vine Dragoș aici de față Săruna și Ca notă personală, orice interacțiune Și orice întâlnire cu dragonul A mea cel puțin, vorbesc în dreptul meu E o experiență acum, acum de care experiență? O experiență în afara corpului <laughs> am avut, cei drept, am avut niște interacțiuni și niște discuții de-a lungul și anilor. Și de Crăciun pentru toți românii o experiență în afara porcului. <laughs> Bro, mulțumesc de invitație. Hai să începem cu, hai să Aha, păstrăm, hai să, începem hai să păstrăm linia europeană și expiriană de politețe și amabilitate. Așa. Mulțumesc de invitație, player. E o onoare ne-am maturizat amândoi Let's fucking talk, nigga you know, I'm saying, oh, Player, stai că am zis nigga uh, N-am voie după Pâi catalogul noi... Corectitudinei politice Cert e că sunt spălat pe creier De muzica rap și cum toată lumea Vorbește cu acest cuvânt în America Îl folosim și noi Și mai nou s-a transformat în cioară Și în România cam toată lumea o dă cu cioară Dar pentru că Iar să zici cioară la s Ar putea să-i uh, bătaie Modificăm și transformăm termenul LEMO, reînviem slăngu din de anii 80, LEMO din țigănește, care înseamnă om de valoare. Și moldovenii le mai transformă un pic, știi, să nu pară. Exact cum spuneam. Moldovenii au vedenii da, Băi, râd în continuu asta unul la mână și o să fiu mult mai fan și mult mai relaxat podcastul ăsta de care, uh, pe care l-ați așteptat și pe care să-l filmăm. Și doi, trebuie să zic o poveste. Uh, o parte din versurile pentru specii au fost făcute literalmente în locul în care era Happy vechi. Și dragonul poate să confirme aici, când aveam studiurile fix deasupra aici, și la un moment dat m-a întrebat Cazimir, bă, bă, cu niște băieți avem nu știu ceva de lucru și dacă putem pe aici, pentru o cameră, să mai stâns, bă, da, veniți! Mea, era și Brugner, avea emisiunea aia pe A, mult, Green da, Channel. Nu știu Green channel, da. Da, 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 Și da, bă, veniți, stați, că uite, ai locul, nu avem, nu avem nicio trebuie. Nu știam ce faceți voi. Bă, și după aia mi-a arătat Cazimir Specii, primul album, părți din primul album și am zis, asta oră o să bubuie, oră o să... Uh, o să rupă tot, ori o să treacă total neobservat, dar dacă bubuie, o să-și prăjească o grămadă copchii. Băi, și cumva, într-un fel, am avut dreptate... Oricum s-ar fi prăjit și dacă nu cântam noi, adică hai de să nu încercăm să găsim un țapis nu, prăjitor. nu, 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 stai, eu nu demonizez acum proiectul specii. Nu fac asta. Clar s-au prăjit foarte mult și nu sunt mândru de asta. Adică crimele sunt pe capul meu, adică au căzut. S-au prăjit de... foarte mult? S-au murit foarte mult și crimele scăzute pe capul meu. Și eu știu foarte bine chestia asta și văd că viața mea e un blestem, adică să nu crezi că eu nu știu ce s-a întâmplat acolo. Au murit mulți oameni frate de la specii. Au murit foarte mulți oameni de la legale, nu neapărat de la specii, pentru că specii nu au fost un proiect legalist. Stai așa un pic stai. să vedem dacă există o corelație directă care să te și incrimineze pe tine în plan uman, tu producându-te artistic atunci. Mama, a venit Bonel. Yes, yes, el uh... maestro. Grrr. Bonelski. Mândria undergroundului. Bă, <laughs> bă, eu mă mândresc cu Bonel. Trebuie să recunosc. Uh, revenind. Hai să vedem dacă există o corelare directă Uh, între ce s-a întâmplat în perioada aia, uh, legat cu afluxul ăsta puternic de legale care au intrat la noi în țară, din ce am studiat-o atunci prin Galați, și asta e cu tot o altă poveste, o să fac un episod special cu fostul meu profesor de medicină legală pe care l-am mai adus și am făcut deja un episod în podcastul ăsta despre cum au intrat drumul legalelor în România. Că e foarte interesant. Mamă, n-au putut să intre prin Vazlui? <laughs> Știi că județul Vazlui vaz cu județul Gala sunt frați, cumva. sunt. Da, dar nu le place uh, niciunul uh, să recunoască. Eu recunosc, îi iubesc Galații. Și mult, îmi place, place Galații. De Galați și de Brăila. Și... Dar revenind, hai să vedem dacă o corelare directă între faptul că a crescut consumul de legale yes. și a avut și victimele respective și implicarea și responsabilitatea ta în plan uman, în contextul în care tu te-ai produs artistic. Tu te-ai produs artistic într-o trupă, pe nume specii, care, în perioada aia a fost sau în trecut oamenilor care stăteau și consumau legale. Uh -huh. Acum, e foarte important dacă ascultatul de specii a indus consumul de legale sau consumul de legale a indus ascultatul de specii. Sau, pur și simplu, este ceea ce se numește și am mai, mai vorbit de fenomenul ăsta socio-istoric, ruptură epistemologică. Se întâmplă ca mai multe uh, contexte să confluieze în același punct. Cu alte cuvinte, a fost efectiv o potriveală chestia asta. S-au a aliniat astrele, nici nu știu cum se folosește, bineînțeles. S-au cu... aliniat liniile. <laughs> a fost... Eu am fost mai mult, suntem hipis la origini, suntem rapperi, dar rapperi Battle MC, punchliner, dar suntem hippies, suntem hippies crescuți în cultura hippie. Noi suntem ca Jimi Hendrix, ca Morrison. Eu am mers pe linia lui Morrison, de exemplu. Ușile vine de la de Doors și... Da, 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 știu că am vorbit Eu am de am mers foarte atunci. mult pe cultura urbană, dar nu știu câtă lume a înțeles cultura asta urbană care vine din state anii 50-60. Tu cât de bine ai înțeles? Adică când ai început să studiezi exact. Păi acum, în ultimii șapte ani mai mult, mi-am descifrat drumul așa, pentru că nu știam de unde să-i adun, nu știam de la ce a început, nu știam cine a dat drumul alese de în anii 60 în America. Cine, nicio... era, cine, era, cine erau generația Beat care au influențat uh, generația hippie din anii 50? Până la urmă și beatles vine de la generația Beat, e un tribut. Și până am stat eu să... Tu știi foarte bine că, uite, acum spuneai de LSD. LSD-ul uh, a apărut ca un drog al, uh, ca un apanaj al hiperintelectualilor, că era grupul ăla. Philip K. Dick, mare autor de science fiction printre cei mai mari. Cu William de... S. Burroughs, tot la fel. Da. Albert Hoffman, omul care a sintetizat pentru prima dată acidul lisergic, era și el un hiperintelectual. Adică erau niște oameni cu un IQ supraunitar mult peste medie. Da, Timothy L Leary sau Leri, nu știu da, exact, era Leary, profesor da. la Harvard, John Lilly, cel mai mare specialist în chetamine, era tot fizician care făceau experimente cu LSD și cu K. Vocea care vorbește în ușile e vocea lui John Lilly la urmă. Da, da, da. The one um, Acum revenim la România și transpus la chestia asta, exact cum spuneam, LSD-ul e un drog care provine dintr-un mediu, e un produs al unui mediu hiperintelectual din state și când a sintetizat Albert Hoffman drogul ăla, nu cred că s-a gândit el vreodată la toate implicațiile de natură socială pe care o să le aibă. Nu cred că să gândea săracul nici într-o mie de ani că o să fie folosit lsd la tot felul de proiecte guvernamentale de spălare pe creier, sau de spălare pe creier a demurului. soldaților sau con condiționarea uh, de tip reflex monosimnat, sinaptica soldatului Am cu alte cuvinte îi făceau pe aia dependenți de LSD și îi trimiteau pe câmpul de luptă, adică tot felul de experimente de astea mega ciudate, care sunt să poate de reale. Da, în război se întâmplă multe în Toate drogurile au fost experimentate prin război. Și translatând chestia asta asupra albumelor specii, despre care mulți au zis că au prăjit niște generații și... În primul rând, legalele ce sunt? Sunt niște subspecii de MDMA, MPDV se numește sarea de baie sau mefedronă. Depinde de cât de mult știi despre drogurile astea derivate din amfetamine, din familia amfetaminelor. Până la urmă, alea de la început, miau, miau, cum îi spunea la mefedronul, e un fel de rudă a MDMA-ului, adică ce a făcut până la urmă MDMA-ul ăsta? A deschis, vorbea toată lumea, toată lumea cânta, să zicem că a dezinhibat România pentru 2 ani, încât noi când cântam despre acid și despre că ne-au văzut ăștia, păi, voi cine sunteți mâncava și gura voastră? Voi sunteți de 2-3 ani așa înaintea noastră? Îți dai seama că și-au dat seama românii de băi, ăștia trăiesc de 3 ani când cântau ei făceau cu drifturi la țară cu, adică -a, a fost o noi nu am vrut să facem muzică pe mine. Eu am vrut să fac special pentru băieți, cum pentru noi ăștia care tragem, care avem experiențe în afara corpului, care căutăm adevărul. Căutăm adevărul, da. Căutător de adevăr în cel mai frapant mod, adică ce e subconștientul, let's fucking dig it. ce e inconștientul apropo de căutatul adevărului știi, doar că nu am fost pregătit să intru în zonele alea, Ceea ce m-a și făcut varză. Adică, nu văzut că mai cânt de 8 ani. <gântu -i> da. De, spunem, spunem să. Ideea în felul următor. legalele ce s-au întâmplat? După ce s-au ilegalizat, au mai tot schimbat câte o moleculă, au mai tot schimbat câte o moleculă. Iar ele au devenit de, de proastă calitate, dar lumea a rămas pe obiceiul când încă trăgea mefedronă, care era cât de cât. Și au început să tragă toate prafurile astea sinucigașe care, vorbim cu uh, directoarea de la Obregea uh, Dumnezeu -o ierte, au analizat, am luat plicurile de legale și am analizat să vedem ce sunt. Au analizat ei de la Obregea, nu eu, că eu sunt un boschet cum s-ar spune, și nu au găsit substanța. Nu știau care e substanța. Substanța activă. Din Substanțele alea. active. După asta le-am luat eu pe eroid, și am început să le caut Că le găsești pe Eroid, chiar le găsești toată, Dar trebuie să știi să digging Și a început lumea să tragă chestii Care se trăgeau la, se trăgeau la punct E 4 sau nici nu mai știu niște de alea Le trăgeam așa eu, știi? Și e și normal că sărea lumea pe geam E și normal când ai la drumul la o travă, dar asta vine de la guvern, adică de devină pentru tot cine căcat a autorizat de la guvern să se dea drumul pe străzi la chestiile astea în România, până la urmă. Eu sunt un hippie, sunt un junkie, sunt un dezaxat axiologic, ca să zic, știi? Dar, dar... voi care conduceți la guvern, dați drumul în pula mea la toate chimicalele să facă copiii comă la concert la mine că eu trăgeam LSD, nu trăgeam, adică am tras și toate legalele, dar ea eu am o cultura drogului de calitate, adică știu să. Nu știam să mă ferez, dar am învățat. Până la urmă m-a scăpat și pe mine Dumnezeu. Nu știam să mă ferez, dar am învățat lui da. toate prostiile, că asta e marea problemă la tine. Apropo, ca să. Stă împățit, știi, Apostolul Pavel, ia o prin toate bălțile, știi. Problema e următoarea, ca să nu se înțeleagă greșit, nu este sub nicio formă o manieră de promovare a culturii drogului. Discuția asta pe care o avem aici. Eu pe Dragonul nu l-am auzit niciodată per se, nici la persoana a doua singular, nici la persoana a doua plural, uh, îndemnând oamenii să ia droguri. Tu niciodată n-ai zis per se, luați droguri. Luați droguri. Nu trăiam lifestyle-ul meu săcănit. El lua droguri și povestea ce experiență are. Doar că datorită talentului liric pe care l-ai și pe care l-ai în continuare și... Care l-a dat Dumnezeu, că eu n-am făcut... l-a dat nimeni. Dumnezeu, te-a blagos Dumnezeu. Lui... Da, că Dumnezeu nu dă cu vârf de unghie, dă cu generozitate, că de ai Dumnezeu. Și ți-a dat, ți-a dat foarte mult talent, ai ambalat verbal toate experiențele astea psihedelice într-o formă artistică care avea și un mesaj aspirațional. Mamă, vreau să fiu și eu șmecher ca dragonul. Uh -huh. Că atunci când ai 15-16 ani și vine unul care înnoadă cuvintele într-o manieră în care n-ai mai auzit-o până atunci și zgâdilă, cum zicea și plăcut. Caragiale, urechea într-un mod plăcut, bă, vrei să fii și tu ca dragonul? Vrei să fii șmecher ca dragonul? Bă, de ce dragonul păi șmecher? Caut adevărul păi dacă, adevărul dacă ia te toate... ține pula, caut adevărul să vezi ce șmecher o să fii. Adevărul nu e în droguri. Nu, nu e în droguri. Ca să o lămurim. Clar. Nu, Sunt nicio adevăr, fiură. o să ajungem, trebuie să închem subiectul ăsta cu drogurile ca să ajungem la următoarea discuție, să trecem la filosofică <laughs> shit sau postrăm un Băi, o păstrăm în zmerenie, întorcându-ne așa în discuție. A, trebuie să lămurim. Da, am devenit icon în România, un simbol, un simbol cum nu prea mai fost pentru că nu a existat un Jim Morrison al României, nu a avut nimeni curaj să intre în clubul 27, majoritatea au tras și o linie de chei sau au tras mai multe chiar, dar niciodată nu au tras chei la venă în fiecare zi ca mine, câte 10 meleuri, câte pe seară, adică ai totuși oamenii când vorbesc cu mine de chetamină, cumva că am tras o linie, că am ieșit, bă băiatule, cheiul nu se trage pe nas în primul rând, hai să zic specialistul, cheiul se trage doar la mușca, să o experiență și dacă vrei să treci la John Lilley pe Venă și se amestecă cu alte chestii ca să poată să-l potențeze și mai mult să-l ridice. Adică am devenit nu ăla. Asta cred că mi-am și dorit într-un fel. Acum nu mai doresc. Oricum... Dar regreți că ai devenit iconul ăla? Păi oricum am distrus viața. Acum ce mai contează că sunt aicon Că oricum știi care era faza? Nici nu... Băi, era în România, gândește, era sărăcie, era depresie, părinții nu mă băgau în seamă, lumea am burlat, nu dădea o flegmă, știi, ce pula mea mai e de făcut, hai să schimbăm lumea. Și am... Da, da, asta, asta spre exemplu, încadrează discursul tău la o tipologie umană care mie mi se pare foarte periculoasă. E tipologia aia umană Cred că personajul Joker din Batman e cel mai aproape de tipologia asta. Ok, poate spunem. Spune e tipologia umană care nu vrea neapărat să câștige, în schimb vrea să-i vadă pe toți erați cum pierd. Eu? Să-i văd cum... Ăsta e subtextul. E asta sau nu e asta? Adică nu, plâng, asta... eu sunt creștin, eu vreau să-i văd pe toți cum câștigă. Adică poate dacă mă scuz cumva, dacă regret, da, men, regret. regret, 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 îmi pare rău, regret. Regret. Da. Totuși, ai, ai totuși să o păstrăm de la nivelul personal al pocăinței care o am eu în plan eu cu Domnul, cu Dumnezeu și ce trebuie să audă lumea pentru că în general pe toți ceilalți dacă ar fi făcut, fac asta în continuare cântă lumea de droguri, nu s-a schimbat nimeni ieri până afară de mine player sau încă vreo 2-3 uh, uh, ziceam uh, Îți ziceam că trebuie să ții discuția cam sindromul ăla de organic și nu mai știu exact despre uh, despre ce vorbeam. Vorbeam despre cum A, la nivelul repului, la nivelul repului treburile sunt mai rău între repări. știi? Um, eu am vrut să trec repul de la Bumba Pola la electronic. Reporii în România au transformat repu într-un idol, muzica rep într-un idol. Și se închină la Golden Era că ei își păstrează anumite tobe și anumite care oricum sunt, de, sunt în urmă, nu mai reprezintă repu de afară, oricum contemporan, care e reprezentat prin Griselda și cine au făcut revoluțiile. Și doar am experimentat bumbapul cu electronic și s-a trecut cumva și de la, prin gâză bineînțeles care a folosea 808 de atunci, care e un geniu gâză, nu-mi place del de ca și om, ca și caracter, dar ca și artist, ca și așa, am trecut repu în electronic și asta, poate asta a fost meseria noastră, asta am avut de făcut. Știi tu cum evoluează muzicile? M muzica rap nu e creștinism care are dogme și e foarte clar. Se îmbină muzica rap dacă combin cu jazz sau cu soul sau cu așa și nu e ca și cum aș călca în picioare ceva sacru dacă îmbin două stiluri de muzică. Tu gândește-te că eu am venit dintr-un mediu de băiețoi, rapperi, ai văzut, băiețoi, da. între băieței și băiețoi, de nu-s băieți când am spus că vreau să iau LSD, a plecat toată lumea din cameră, men. nu aveam cu cine să zic, să vorbesc. Era considerat atât de... Și mi-am văzut și eu de drumul meu ce pula mea era să fac. Cred că nu. Știi și tu cum e lumea asta. Trebuie să te doar în pulă să te duci pe drumul tău. Cumva. Și, cumva, da. Și trăiam până la urmă sex, drugs and rock and roll, adică rock and roll înseamnă muzică. Acum s-a schimbat. Eu ieșind de pe filiera hippie, și văzând că lumea e pe filiera neoliberală, eu a trebuit să mă upgradez iar de la filiera hippie care era neagonisitoare, era sărăcia de bunăvoie ca virtute, era, era un. Deci, mișcarea hippie a fost o palmă peste neoliberalism. Da, domnule, sunteți rigizi, sunteți puritaniști, vă dați spiritual a, a, în America, vă dați creștini, da. dar nu vă iubiți. Um, stai așa, chiar am uitat despre... Uh, despre... Și a, a, acum parcă ce a fost mișcarea neoliberă, uh, uh, hippie și era la modă să fie anti-Lembo, anti-Rolls-Royce, ce erau societățile în anii 80, aveau bani, frate, știi? Aveau bani oamenii în Franța de asta. Uh, Uh, e așa, stai așa, stai așa, stai așa, stai așa că Eu altceva vreau să întreb acum. Nu ți se pare foarte ciudat că hipiotul da cu 10 A, ani? Eu acum trebuie să mă bag cu ăștia care au Lamborghini, care au Maserati, se că toți de la Louis Vuitton, uh, adică pur și simplu s-a schimbat cultura, știi? Sau... Tu zici, când zici te bați, uh te referi la alți artiști din zona asta de muzică urbană. Nu, la ce s-a dus muzica în general pe mapa muncă. Eu nu ascult muzica din România, ascult muzică din Franța, din UK, din America. Nu ascult, adică lumea e pe prada acum mai nou, s-a trapizat. Cumva s-a trapizat tot, adică trapul a adus ceva nou și fain faptul că a adus swag ăsta, adică sunt brăcați, au profilul de rapper, de player, de hustler, dar au uh, suec neoliberal, știi ce zic? Și eu acum când intru vorbesc de cărți, vorbesc într-o cultură neoliberală și asta, asta e cam, mi-e foarte greu că oamenii sunt doar gucișit, hai să mai luăm un fer, adică cam așa, știi, că um, o să cuprinde tot mai mult moda neoliberală, o să vezi că o să fie cum am spus eu în 50 ani, da, oricum e de și, și vreme Și trapul nu înțeles și nici chiar de trapări. Eu știi ce, mă, că lumea are, spune că rapperii sunt anti antitrapări. Am spus eu vreodată că sunt antitrapări. Eu chiar înțeleg muzica trap. Și îi simpatizez mai mult decât pe unii rapper pe trapări. Pentru că ți-am zis, în lumea rapului toți majoritatea sunt băieți, o Cu... n cu cine să stai de vorbă ca de la om la om. Știi, mi s-a părut că trapării sunt mai uniți Muzica trap e o muzică nouă care, hai să lămurim niște chestii ca să fie foarte clar. Muzica trap e o muzică care s-a născut din muzica rap, așa cum și muzica rap s-a născut din muzica funk și soul, care la vremea respectivă au șocat și au scandalizat comunitățile soul pentru că se împlau, iau chiar pe UTE în au și dat în judecată ăștia care făceau. La fel, în comunitatea rap actuală toți sunt scandalizați de faptul că uite repul, uh, trapul ce muzică satanistă, ce pf, e nihilistă total, uh, duce, e doar neoliberalism, trăiește clipa hedonism, ca în Grecia antică, nu, pe mine nu mă șochează care cunosc curentele din filozofie. Um, ideea e în felul următor. Muzica trap e o muzică nouă, deci trebuie să-i mai dăm puțin timp să se cristalizeze chintesența ei. Trăim într-o țară în care majoritatea, 90%, sunt maneliști. Și așa, muzica trap prin autotunul ăla îi dădea un pic de sirop, de la de roboțel siropat, un pic am dulce, prea siropos pentru mine. Deci, e clar că trebuie să-i lăsăm să se maturizeze. Afară, muzica trap prin travis nu sună cu ce cântă oamenii din America. Adică, oamenii toți vorbesc de muzica trap dar totuși hai să vorbim de ea de afară în pula mea, că ea fac cu adevărat trap. ea cântă live. Eu l-am văzut concerte cu Travis pentru că îmi place mișcarea lui scenică și cum are echipa. Păi ăla cântă live de animal de 2 metri, ăla nu face playback. Și în primul rând, pentru că s-a născut din rap, păstrează prin drill muzica trap, păstrează prin drill partea rap, pentru că muzica trap, atâta timp cât nu va ține aproape de basic, de rădăcina care este rap, se va pierde și ea. Nu, nu, nimic nu se naște din nimic. Trebuie să-ți păstreze rădăcina dacă te-ai născut din cultura asta, adică doar la nivel de respect. Și mai mult, simt că se aliniază din nou astrele acum pe drill-ul ăsta în care tot văd în Franța și în UK, că tot mai mulți rapări repu a murit în Europa. rapul a murit da. în Europa. În schimb, drillul continuă o linie repului prin rime care sunt rep, dar pe bituri de drill. <coughs> la nivel european, iar în America, fără îndoială că acolo, cultura rap e în continuare prin Crime Apple cu DJ Max, Rome Street, adică vorbesc de rap underground contemporan, Griselda și... DJ Max, care în continuare din în... 90 până acum este de relevant la nivelul în continuare. De mega goats, de, adică doar în America a am mai rămas acum rapul viu așa cum e Că vorbeam și cu Bonela cu vreo săptămână. Deci două, vorbim două de trupa de... specii ca să o închidem odată, să scăpăm, să vorbim și zi, Bonel! Nu, no, ziceam de Q-tip, care mi se da, pare daca... alt mare pilon acolo e, în state. Tot e, timpul. chiar acum lucrez cu albul la niște bituri de-asta, așa stil de-asta, de, -asta, de A Tribe Called Quest pentru cine înțelege din în România partea asta de rap, că nu înțeleg, de exemplu, sunt care nu, e de fapt și în România, până la urmă, repul ce a fost cu coasta de și cu coasta de vest, există un strop de adevăr la mijloc, când a fost marele bif atunci a România, știi, știi... Sindicatul cu da, cartelul. Unii își formează basic de rep pe cultura Newyorkeză. cum sunt eu, cum e Dobrescu, Uh, Cum e Cedre? Uh, uh, Norzeatic, da, Cedric, da. Deși da. ei cred că sparta de. nu, fixe mai mult de mai jos un pic, nici nu știu. Acum nu sunt mare specialist în rap. Dar, într-adevăr, dacă vorbești cu Tudor de prodigii de la Map Deep, dar nu, nu puse sau o trai că cu spune cum erau și Los Angeliști, în 90. Los Angeliști mai, că erau mai bagabunți, rimau, erau mai de viață. New York Ice era Los Angeles, spre exemplu, nu? Da. Ai da, 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 primi primii hardcore, da. Fă, ăștia erau mai inteligenți, mai. De -de debordau stiluri culturale, adică mai citeau, mai. Um, păi, dar Tribe call Quest și este Development, spre exemplu, dacă stai să te uiți la versuri, acolo era foarte mare diferență față de ce mai era în perioada. ăștia vorbeau doar de sex, ăștia vorbeau numai de vistale. Da, 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 era Sir sălat, era cu I like big and I and și Tribe col Quest, dacă te uiți la Can I kick it, yes, you can. Așa că pai o știe toată lumea, diferența e foarte mare de abordare aici, ai perfectă dreptate. Oricum toate bazele astea de muzică au ceva dirty la basic, știi? Că da, văd și unii copii care sunt naivi, idolatrizează rap cum ar veni Dilated People, de ce nu se studiază, păi, de ce nu se studiază la școală Dilated Peoples? În primul rând, dacă te uiți la toți pionierii care au inventat rap spuneau că erau la petreceri, fumau Angel Dust. Până la urmă, rap a apărut la Bayeram, nu e ca și cum, nu e mănăstire, știi? Sau... Uh... E goleneală, frate, și la fang și la soul toată lumea. Chiar într-o seară ascultasem Drill și zic, băi, hai să ascult ceva mai, să mă conectez înapoi la soul și la rădăcini. Și îl pun pe James Brown și zic, am fugit de la cocaină și am ajuns tot la cocaină. Adică nu e ca și... <laughs> Sunt prins în uh, muzica asta ca un uh, ca un șoarece în cușcă dacă dacă reușești să te uiți la baza asta, știi? La distracția asta uriașă. Nu, nu știu cum să reziste artistul. Adică o să cânt cu cagulă pe față și cu pula sculată pentru că deja toate divele sunt dezbrăcate la concert sau... Se întâmplă ceva cu, deci, neoliberalismul și hedonismul ăsta. De fapt, muzica trap se naște din transumanism, dacă vrei să vorbim la o bază mai... Ce înseamnă transumanism? Transumanism va fi împinarea între om și mașină. Se petrece, se va petrece în 10-20 de ani la nivelul de chipuri de... Păi dar nu știi și teoria singularității, am mai zis de ea. Uh, nu cunosc așa de multe teorii. Atingerea nemuririi prin tehnologie. Da, e exact, Da, tot un fel de rai artificial ce-au încercat și comuniștii și naziștii și toată lumea a încercat să, a încercat să facă un... Um am închis subiectul specii? Nu l-am închis încă, în schimb vreau să te întreb așa. <coughs> Din ce ai zis tu până acum? Da, spune, decodează tu și... Am, nu, am două întrebări, unul la mână. Atunci când vrei să te duci în zona ta de confort, cum eu, duminica, deși am renunțat la carbohidrați, duminica mă mai duc și mai bag te o felie de pizza, îmi place cu formaje foarte mult, sau mai bag te un burger. Care albumul sau care e artistul ăla la care te duci tu când vrei să te simți bine și nu mai vrei absolut nimic de la nimeni? Artistul care te deconectează pe tine cel mai mult când. Dumnezeu, marele artist! <laughs> Se pare că Dumnezeu e cam tata la toate muzicile și la toate formele de artă. Trecând peste producătorul suprem. Yes. Așa de Big Maestro. Păi nu știu, nu prea îmi plac așa, n-am un artist care să mă... Dăm cinci albume care ți se pare ție... Îți dau albume, îți dau artiști direct care Dăm sunt mai tare decât albumele lor, că până la urmă și eu sunt mai tare decât muzica mea, că ar fi fost și normal ca muzica mea. Unii ar, au muzica mai tare decât ei, la mine eu sunt mai tare decât muzica. <laughs> păi îmi plac ăștia, rock marțianul cu K. Bun. Care păstrează nu s-au depărtat foarte mulți de la rădăcină. Nu, ăia sunt pe bune, ăia sunt supărați pe viață. Și apropo de ce spuneai tu ca oia... o paranteză, de ce s atât de convingător băieții ăștia din gra mai ales din UK, vorbeam cu psihotrop, cu Mihai Bos, Neasonic avem noi, ăsta e. Asta e porecla pe care o folosim unul cu altul, Neasonic, Neasonic eu cu el și cu Bonel suntem neasonic unul cu altul. Așa vorb. Asta e vorba pe care o avem. E mai complicat să explic de unde vine. Bun, Neasonic. Bun. Și neasonic Eu Sunny! <laughs> și neasonic zice, bă, m-am uitat la ăștia de grime așa, cum cântăi despre gangsterel, -ale, de -alea. Și de ce pare convingător? Pentru că aia cântă pe bune niște chestii pe care le fac, aia. dacă zic că te taie, te taie. Adică da, nu zi, e... Da, true. Nu neapărat grime cât drill. Da, bine că și Grime. și la Grime și la Drill și îmi dau seama că e o chestie culturală și când zic că e o chestie culturală e și o chestie de involvement de social. Pe de altă parte, sunt niște curente similare în muzica urbană românească care împrumută niște convenții estetice din Drill și UK Drill în principiu. Am văzut că se copiază foarte mult UK Drill la noi, cel puțin în ultima vreme. Și textele sunt tot în zona aia, dar mi se pare că e o formă de asta de mimetism cultural. Dar adică... nu există contabi... compatibilitate culturală. Nu tu nu Când exista... că tai, că ăla poate deci... să facă doar câțiva șmecheri din România să trăiască drill-ul ăla, ăla din... Adică oamenii, mm? oamenii de la noi din România care chiar fac asta, ca să zic așa, on a daily basis... Drap că... sau drill, că drill nu, nu știu Nu, cum nu, se nu, fac. care tai alți oameni. Au rămas la tăiatul de oameni. Uh, Dragoș, rămânem la înjunghiat. Momentan, discuția este pe segmentul okay. de înjunghiat alți okay. oameni. Așa, ca să Oameni care fac asta, bă, nu cântă drill. Nu, la noi Nici un Niciun gangster de la true, care corespunde descrierii pe care o cântă copiii ăștia care cântă grill, de, grill, doamne, grill, prez. grill. Grill. O, exact. O gril da, da, grill. grill la grătar, știi? Romanian grill. Știi? Așa. Așa, care cântă uh, drill. Uh, deci, tipologia umană care este descrisă de drillul românesc nu are nicio legătură cu muzica urbană uh, sau cu vreun curent de muzică urbană. pe niciunul care este atât de gangster pe cât descrie drillul românesc sau trepul românesc nu ascultă trep sau drill. Ei sunt pe manele. Da. Pălăutărie pe, pe cu totul altceva. Afară cred că ascultă și. Afară e altă treabă. Big gangsters de aia care controlează, ascultă. Adevărații gangsteri, cel puțin. Ăia, puțin pe care am cunoscut. N-au nicio treabă nici cu hip hop nici. Nu, nu. Sunt conservatori, cred în Iisus Hristos, au familii, au copii da, mulți. Da, 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 își da, tratează da. femeile ca cu o doamnă, mama copiilor lor. Da. Nu sunt caricaturile astea gen care. Ăia care sunt gangster gangsteri. Eu n-am auzit de acte de violență domestică la ei. Nu, da, nu se au de nu, civil. Există, nu, nu există. Nu există. Unul la mână. Doi, uh, n-au treabă cu muzica asta și mai era o chestie pe care voiam să o spun și am uitat-o. Da, sunt ultraconservatori. Bine am înțeles. observat și eu treaba asta. Sunt ultraconservatori. Nu prea merge cu mai facuri de astea de UK, că nu merge la noi. Noi suntem Balcanici. Și stilul nostru e oriental, de a fi jumate oriental, jumate occidental. Noi semănăm doar pe jumate cu Europa de vest, jumătate semănăm cu Orientul, pentru că suntem orientali. Care... Semănăm cu Europa de vest pentru că ne dorim să se Băi, știi care suntem e... în Europa, nu că ne dorim. Suntem în eu, suntem o parte a Europei. Europa e împărțită în două chestii de gândire, explică toți Constantin Noica, Răzvan Codrescu, Sunt două sfere de gândire. Una e la Roma care e catolică, practică, care a născut occidentul și a cucerit lumea nouă, continentul nou. Prototipul european vestic prototipul sfântul sau arhetipul perfect sau nici nu știu cum să zic pro... la ei cavalerul, Don Quixote manifestat prin cultura lui Don Quixote cel care schimbă lumea prin caracter pentru că e cavaler la noi da, în da, partea Don Quixote, asta, România aparține de Constantinopol stai un pic, stai un pic cultural aparținem de Constantinopol noi cultural aparținem de Constantinopol motiv pentru care Constantinopolul pentru tot ceea ce a însemnat mișcare culturală-religioasă din Roma, a prezentat și o continuă amenințare. Motiv pentru care știi și tu foarte bine că la Sfânta Maria, când s-a făcut prima incursiune a cruciadelor, pornite de la Roma, primul lucru pe care l-au făcut s-au dus la Constantinopol în 1100. I-au jefuit. Jefuit, jefuit, au prădat, au, au rupt tot acolo. To deci, Occidentul, pe baza prădării Bizanțului în 1200, au făcut banii care i-au azi. Uite-te, du-te acum. Au fost sfinte moaște, au furat tot, tot, tot. Du-te și le găsești în Veneția, fără niciun. dacă te uiți în Italia, în o să vezi că toți acolo... apostolii și toți sfinții întregi și o grămadă de sfinte moaște sunt acolo. Dacă te duci în San Marco acolo, în piața San Marco, exact în mijlocul Veneției și încerci să vizitezi toate muzeele și inclusiv catedrala Totul din mijloc, e pe bază de Totul cultură, e Bizanța acolo. Da, au cior de lo, au ciori și la căderea, da, au cior de lo de la Adică și acum fie vorba între noi ghizi de acolo și zic chestia asta, adică pe ei să știe spun, toată lumea da, ce mai vrea acum. Să am, mai și a cerut scuză și biserica catolică. Da, altceva vreau să te întreb. Pe tine te deranjează foarte mult globalizarea asta, europenizarea asta? Nu mă deranjează pentru... Globalizarea explică un filozof contemporan care a trecut recent la domnul, acum vreo 2 ani, Răzvan Codrescu, explică în spiritul dreptei. Globalizarea e o chestie organică. Oricum ne-am fi uniți cu toții. Adică se duce spre a conecta toate țările din lume. Adică Până la urmă și în Ierusalim, când a fost schimb... pogorirea Duhului Sfânt, Rusaliile uh, se explica și erau știți, și erau traci, și uh, erau cretani, și erau, adică erau toate națiile acolo. Eu nu sunt, eu nu sunt uh, un patriot conservator care resping celelalte nații. Eu sunt fascinat de celelalte nații, dar nu poți deveni universal a înțelege celelalte nații decât fi tu român, în primul rând. Și ce înseamnă a fi român? A respecta cultural Țara... Spațiu. Ce, spațiu. Ce înseamnă cultural în România? Înseamnă Bizanț. Înseamnă moștenirea Bizanț. Nicolae Iorga are o carte care se numește Bizanț după Bizanț. Până și numele România vine de la România. Așa, așa se foloseau romanii din Imperiul Bizantin. Imperiul Bizantin e o... Spun istoricii, că de fapt erau tot romani... Uh, uh, romano-bizantini cum ar veni, după aia s-a schimbat cultura din greacă uh, ce vorbeam în Gojira poți să mai mi-aduce aminte, te rog că <laughs> da, tati. am un demon care mă sapă mereu într un uh... vorbeam despre faptul unul, despre globalizare și dacă așa, ne deranjează faptul că, Așa, și -am spus contextul că nu social pot... și tehnologic e de așa natură încât acum vrem, nu vrem oricum suntem împreună. Ok. Și voiam să te întreb dacă te deranjează tendința asta de globalizare și că... dacă ți se pare că șterge cumva linia identității naționale. Păi dacă tu n-ai o identitate, o, 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 o șterge. Adică eu am o identitate, nu prea fost să treci peste mine așa cu una, cu două. Despre asta e de... vorba. Nu, eu mă duc în alte țări și mă bucur. De... Și apropo de ce spuneai tu în succesiunea miturilor biblice, este ăla al Babilonului unde coexistă într-un turn care știi demersul inițial al construirii turnului era că bine oamenii acest... voiau să ajungă să-l atingă pe Dumnezeu Da. adică e vorba despre superficialitatea gândirii umane în raport cu divinitatea și nu doar și cum a trivializat foarte mult turnul ăsta al Babelului relația pe verticală pe care o au oamenii, care e foarte importantă așa, unul la mână și doi Pogorârea Duhului Sfânt, exact cum ai zis tu în perioada aia rusalilor, este cea mai elegantă rezolvare a unui mit biblic către alt mit biblic. Adică problema pe care a ridicat-o Babelul cu oamenii care vorbeau fiecare limba lui și nu se înțelegeau deloc, la pogorârea Duhului Sfânt, când oamenii au încercat să ajungă la Dumnezeu, adevărat. nu se înțelegeau între ei, dar când Dumnezeu a ales să coboare către oameni, toată lumea să înțelegea, deși vorbeau cu totul alte limbi. Și mi s-a părut extraordinar. E harismă, cum ar veni în ortodoxie, vorbitul în limbi, cum e numit, dar nu cum fac anumite culte neoprotestanțe de desperiu. Fac cum ar veni, în fine, nu vreau să intru în discuții teologice. Vorbitul... Inevitabil limbi. o să intrăm și în asta, că face parte din tău în 2022, acum, -ai, nu, nu, pot, nu putem să facem abstracție de asta. Da. Nu ți-a fost frică asta e o discuție pe care am avut-o cu Cedric și el a zis, bă, da, la un moment dat am suferit de delir mistic. Și eu am suferit, da, delir mistic. Am luat-o prin. Nu mi-a spus nimeni că ortodoxia e mai periculoasă decât drogurile, știi? Eu am crezut că am scăpat. Dar, Dar cum ai ajuns la studiul ortodoxiei și cum ai avut aplecarea asta către credință? Ca un mecanism compensatoriu? Nu, player, ca au studiu de istoria religiilor, ca în stilul Culianu și Mirce Hliade. Nu, stai un pic, stai un pic. În ce moment din viața ta a intervenit preocuparea asta pentru partea spirituală a lui Dragoș? Păi în momentul când s-au convertit jumate din special a house la ortodoxie și m-am întrebat, Băi, ce aveți? n-am râs, nici nu am fost, ce aveți? Au plecat, după asta am început să mai trimită cărți de prin mănăstiri și cum toată viața mea cu asta m-am ocupat de asta am și porec la bibliotecar am scormonit în cărțile astea și când am văzut ce scrie, stai frate că ăștia mai șmecher decât cheio și că am găsit <laughs> 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 și am studiat până mi-a sărit căpățâna cumva și de ce zici că e mai periculoasă ortodoxia pentru că e pe ulei drogului. de la mândrie frate Uei pe ulei. Uei pe ulei foarte rău, foarte periculoasă de asta. Cei Care din... e cel mai mare pericol al or ortodoxiei, al religiei prost înțelese? Că de fapt despre asta e vorba. Religia prost, cel mai mare dușman al creștinismului e falsul creștinism și cel mai mare dușman al ortodoxiei în sine e mântria, bineînțeles, pentru că tot ce faci, ce citești, ce vrei să arăți tu cât de bun ești, pentru că un creștin e foarte moderat și foarte tolerant, un creștin adevărat nu ortodoxist taliban, dar nici căldicel din să fac și eu o cruce creștin și te pot băga în seamă. Nu? E posibil eu să fiu în zona de căldicel. Nu ești în zona de căldicel, ești în zona de căutător. Și ceea ce... Mamă, ți... și ce dramea este tot la fel. Nu. Ah, așa e. Nu e căldicel, înseamnă cu totul altceva. Toți avem riscul de a fi căldicei până la urmă. Adică și la creștinii adevărat se bat cu chestia asta de a fi căldicei. Dar dacă o dai prea tare în râvne, există opusul, cum a făcut Origen și mai mulți, chiar și teologul Danion, sau, adică și-a luat un frez original de la râvnă. Asta-s partea de râvnitor, cum spune Maica Siluana foarte puțin, adică, adică se știe că origen de la atâta teologie cât a băgat, a scris, a luat-o pe ulei, dar a căzut în erezie. Și de la baza ereziei, de la o credință care nu e dreaptă, se întâmplă monstruozități. Că de asta în ortodoxie se spune dreapta credință care au păstrat ei n-au făcut nimic ortodox și în afară decât să păstreze aceeași credință de acum 2000 de ani de la Apostol și de la Hristos. Și ți se pare sănătoasă Ți se pare sănătos ultraconservatorismul ăsta? Păi bineînțeles, adică ce facem? Eu sunt rapper din muzica underground. Dacă mă meste cu muzica pop, nu sunt mai am credibilitate. Adică ne jucăm, de deci ce stilul... Păi nu, și... e vorba de aceeași rotunjire a identității personale. Pentru că tu, dacă tu, dragonul, te duci înspre o zonă de asta pop. Sau cochetezi și cu zona okay. pop. Dar tu ai identitatea și umană, și artistică foarte bine delimitată. Faptul că te duci într-o zonă de aia n-ar trebui să știrbească cu nimic integritatea ta personală. Pentru că ești tot tu, Fără care doamne, e în doamne. alt loc. E exact doamne. discuția pe care am avut-o da, despre dar să globalizare. Într-un mod natural, la un nivel pop, că îmi doresc să cânt la sala polivalente. Dar vreau să ajung la un nivel pop organic, natural, nu să fie gen să apar cinci dive în clip goale care de fapt sunt nu-s tale, niște gagici care le plătești. Nu, o, lumea nu are cultură muzicală în România, deci ajung pop, valori, niște oameni care nu au nicio valoare, doar pentru că când cu o muzică cu dance pop din care curge siropul mai rău ca din DJ Screw, adică și-a... Nu Popul ce înseamnă până la urmă? Că aici se ajunge, nu? este populară, noastră, că muzică populară Nu e chiar muzică populară Că e o muzică făcută pe Pe o matematică la ce vrea publicul Și ce vrea publicul păi, În da, general e exact. distrugerea în sine Asta vrea publicul, ți-o spun eu care sunt Artist sau poate nu știu artiștii să exprime, să exprime profunzimile umane, până la urmă, ca să cucerească între publicul. Poate e vina mea aici. Comentează una dintre definițiile date de maica mea a muzicii, una din cele mai tari definiții pe care cineva a, a, a dat-o muzicii, vine de la maica mea, care a zis, bă, muzica, partea foarte true a muzicii, partea care e foarte pe corecte din muzică, atunci când o asculți, Trebuie într-un fel sau altul să te facă să-ți dorești să spargi lucruri în jur. Da, exact. Asta e definiția maică. <laughs> și atunci nu contravine cu ideea asta de uh, oamenii care ascultă muzică pop vor distrugere în sine? Adică care e fina nuanță a Că definiției dată de maica mea ah. și a alea pe care ai dat-o tu legată de muzica pop? Muzica pop în general te face căldicel și superficial o ascult, dar nu știu, cine poate să o asculte? Bă, nu cine jude? E rău? ce e rău în asta? Bă, ce e rău în asta? Băi, da, viața muzica, ta... Muzica e ceva divin, player, și e un talent, e o vocație pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu putem să ne jucăm chiar așa cu una, cu două. Tu vorbești din perspectiva de artist, dar trebuie să te gândești și la oamenii care pur și simplu consumă muzică în contextul în care muzica nu e cel mai important lucru din viața lor. Asta este eu. cred că. Da, da, la nu e de... o cultură prea multă muzicală în România, mă scuz Vorba de Până asta. și lăutare. Și din cei care ascultă manele, eu nu sunt supărat că îi ascultă manele. Că ascultă niște manele nasoale, în pula mea. Că dacă îți la o nuntă și cântă vreun lăutar de la cu șapte instrumente, ca și o gura live să văd ce șou face omul. Că până la urmă, manea e ceva bizantin. Am fost la o nuntă E recent. ceva bizantin, player. Manelele sunt muzică în seculară, lumească, din Constantinopol se folosesc instrumentele de levant care erau în tot arealul ăsta de la Ierusalim, Egipt, știi Levantul, care are cultură, știe ce Levantul și care nu caută să afle. Dar e și pe filieră țigănească unde lăutarii țigani au fost foarte buni, dar e un fel de muzică orientală, dar chici, făcută chici de la țigan, cumva că și țiganii au fost distruși în tradiție. Nu mai sunt nici țiganii. Manelele moderne au distrus țiganii vechi. Cum ar veni? Înțelegi muzica? Da, nu dar e o evoluție naturală a lucrurilor, adică... Da, clar, dar trebuie să păstrăm eu... și originea. Dar hai să spun și eu o întrebare, player, că eu doar răspund ca la Așa, interrogatoriu, zi ca, zi la psicanaliză, ca la psihanaliză, ca la... Hai că s-a enervat, Dragoș. Zi, tati. Uh nici nu mai vreau, nu mai știu ce să zic ți-am zis că am sindromul ăsta de amnezie organică, care e un premergător Alzheimer e ok, e bine că atunci te-am prins măcar în perioada asta în viață așa uh, ce întrebare vrei să-mi pui? Uh, nu mai știu ce întrebare vreau să spun ți-am zis că am demonul ăsta care mă sapă uh, depresia severă așa. pe care o am avut în ultimii șase 7 ani mi-au afectat memoria și capacitatea de cogniție și acum am mai revenit cumva, dar înainte nu mai pot, deci nu -mi vine să cred că cumva depresia mea mi-a afectat memoria fizic, știi? Vorbesc cu tine, sunt într-o emisiune și deodată nu mai țin minte despre, știi, despre ce vorbeam. Referi... E posibil ca explicația să fie popular denumită prin termenul te-ai prăjinițel? Eu nu sunt atât de prăjit, pentru că prăjeala are două, are mai multe laturi. E și o prăjeală, eu înțeleg spiritual ce se întâmplă în cer, sunt, sunt prăjit cum ar veni puțin fizic, mă ajut cu droguri nootropice sau cu jingo, dar la duh, la spirit, spiritul meu nu e prăjit. Adică am uitat despre ce vorbeam, dar spiritul meu nu e prăjit sunt foarte lucid și mai rău ca niciodată și mai periculos să fac muzică mai rău ca niciodată, de băi, cu începe la mine, de fapt. mi am luat foarte timp să, mult să mă maturizez, știi? Adică așteptam de mult să mă maturizez și eu. Mi-am terminat de crescut trei copii, cât am făcut acum în ultima perioadă și am pus pe toți să nu las pe nevoastră mea cu... Și cei drept m-am și bucurat că i-am studiat ca pe șoricuț. De asta zic că nu sunt împotriva lăutarilor, nu sunt împotriva muzicii pop, nu sunt, dacă totul devine comerț, neoliberalism, superficialitate, curvie, grobiană, mândrie, scârboasă. Toți suntem mândri, toți suferim de slavă de șartă, dar când devin carată de valoare, nu te aștepta ca artiștii care, din subteran, care mai încearcă să păstreze o conexiune cu cel care a făcut muzica, să spună, da, domnule, te tolerez din numele toleranței, tu poți să când să-mi prostești tinerii, lumea să. eu te tolerez, gen, știi? Sau Problema nici nu este știu, că... Știi cum e player? Nici măcar nu am chef de discuția asta. Oricum România ai pus trandafirul și o te în pace. Îmi fac eu duș, doar în pulă de u... cântați din partea aia să cânte. Oricum cântă toată lumea ce vrea. Oricum s-a ajuns la un nivel demonic de existența contemporanului în care adică vorbesc uh, oricum, din punct de vedere al creștinismului noi suntem ființe căzute care avem mai multă părtășie cu răul decât cu binele și din studiul realității. De care sunt pasionat. Așa este. E o lume diabolică în care trăim, știi? Se vede chestia asta. Cum spunem saltire sau psalmul că Bun, avem. E o lume diabolică în care trăim. Bun, deci, sunt de acord. Eu sunt un artist pe scenă, în mijlocul răului, și dacă vreau ca toată lumea să miște, trebuie să fiu cu răul. Sau dacă nu, să găsesc partea din mine dumnezească care e foarte greu de găsit, încât ei să se regăsească prin partea mea dumnezească, știi, care nu diavolul imită foarte bine pe Dumnezeu. Aparent, pare că un creștin trebuie să fie un mielușel de la fraier, dar de fapt nu, creștinismul e vorba de atitudine, e vorba să fii bad boy, e vorba că până la urmă ai dușmani duhurile. Ai dușmani demonii, demonii sunt Că oh, ei, păi nu ideea știu, asta... oamenii care sunt cu demonii, sau care n-au făcut nici cel mai mic. Păi, uh... ideea asta a credinței combative, să știi că s-au pornit și cruciadele alea, care spre da, trec cele mai mari biserici. Am zis că erezia. Hai să-ți explic o chestie. La nivel de. Cultura pleacă de la nivel de cult. De la asta spun in marii intelectuali. Cultura. Pleacă de la cult. Deci cultura e însăși asimilarea religiosului din cultul respectiv. Care e cultul în Europa de Vest? E catolic, da? Ei încă din secolul VIII au început să-l gândească mai mult pe Dumnezeu și Bizanțul atrăgeau bizantinii. Vezi că nu mai contemplați pe Dumnezeu în inima voastră. Ceea ce a dus la o greșeală de cult prin erezia care s-a întâmplat în 01054 care a dus la o deformare a culturii. Adică tu zici că raționalizarea entității divine e un pericol? Păi s-a schimbat cultura catolică în momentul când papa s-a pus înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Ceea ce, în filozofie, e nașterea antrop antropomorfismului sau adică nu mai e Dumneze Dumnezeu în mijlocul civilizației, e omul. Ceea ce a dus la erezie, ceea ce a dus la crucia de la inchiziție, adică a dus la o deformare, deci cea mai mare pericol e Biblia înțeleasă greșit player. Toate cruciadele și ce s-au întâmplat pe pământă de la greși, de la înțelegerea greșită a cultului. Înțelegi, au 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 otrăvit cultura prin Inchiziție, Biserica Catolică, pentru că avea impre... aveau... aveau interesul de a ține societatea sub control, da Vincii cu toți deștepții s-au răzvrătit, bineînțeles, au creat renașterea, renașterea a creat iluminismul, iluminismul a creat ateismul, ateismul a născut comunismul, comunismul a născut cele două războaie mondiale și fascismul și tot ce s-a întâmplat, carnagii. Iluminismul a creat revoluțiile care s-au întâmplat numai carnagii. Din comunism s-a născut neomarxismul. Pe... Sunt o victimă a lui. La toate mă, și că cenzura la toate festivalurile și că am fost factă părit de muzica neomarxistă din America care a fost un experiment neomarxismul și din neomarxism s-a născut transumanismul. Dacă știi să vezi la nivel filozofic și la nivel teologic chestiile astea, poți contempla istoria cu asta mă ocup eu. Sunt <coughs> contemplator al istoriei, dacă vrei să și mă uit eu pe acolo, înțeleg să, cu ajutorul creștinismului, încerc să înțeleg umanitatea. Ești conștient de pericolul de percepție asupra ta acum legată de delirul pe care l-ai? Adică... Mă doare în pulă să citească cât am citit eu și să aibă experiența care o am avut-o eu și atunci o să fie dragonul și o să zic aceleași chestii nu am venit aici să-mi câștig public, nu am venit pentru tine în mod special, pentru că te respect pe baza asta de nivel urban și oricum ești printre puținii cu care pot să port o discuție urbană, că oricum skaterii sau aia, știu ei ceva, da? Sau rastafarieni au ei niște cruși pe la gât, te înțeleg, dar nu înțeleg rastafarianismul ca și cum l-am înțelege noi, sau dacă vorbim de jazz sau chiar orice, adică eu sunt urban prin excelență, adică sunt fac intru și nu prea mă amestec cu nimeni, cu pop în general, nu mă amestec pentru că nu am ce să vorbesc. Că toată lumea trăgea dragone, fă piesă cu diva asta, fă piesă cu Lora, toată lumea, fă piesă cu Lora, mă uit, frata, fata din vasului, pe treaba ei n-am eu treabă cu Lora și ce să cânt eu mă mâncațești gura ta cu Lora, să fac melodia Lora Zepam? sau Feli, cântă cu felici, ce să cânt, Felicita sau Albano Romina Power pe vinil sau că nu mai, e. deci lumea Pula mea, eu studiez special key, marxism specialist în sare de baie, de orice, gust, cocaine, cu ce-i tăiată, pseudo-efedrină, cu... eu schimiz, bibliotecar și când vine lumea mă întreabă, dacă adică n-am, se duc drumurile așa până și cu rapării, mă uit la ei, nu mă înțeleg. S-au dus așa, ei mă duc așa, nu, nu vrea nimeni să vorbească. Adică eu înțeleg grepul Golden Era, dar ei nu știu dacă îl înțeleg așa de bine. Eu îi văd cum se dau rapări. Eu nu cred că ei știu ce e rap, adică din state, cum s-a format. Școli de cântat. Deci, -am, eu -am. deci în momentul de față, nu știu. Dar dacă... când te-ai apucat de făcut muzică și când te-ai apucat de cântat? A fost un imbolt, presupun, pe care l-ai avut și ai trebuie să simt eu că trebuie să fac asta. Am un talent presupun. de la Dumnezeu, player. Dumnezeu m-a trimis. Da, dar și talentul să cultivă. Maniera, se, maniera se... în care tu-l-ai cultivat și momentul în care ai ales să-ți cultivi talentul ăsta dat de Dumnezeu, asta țin numai de tine. Pentru că altă chestie pe care ne-a dat-o bunul Dumnezeu. Pe lângă niște lucruri predefinite, este și liberul arbitru, care e foarte important. Ok, dar doar că Dumnezeu știe dinainte că o să alegi tu nașpa și el intervine în orice situație, adică există și un fel de preștiință a lui Dumnezeu, parcă, în fine, că astea sunt chestii de teologie care le vorbește Augustin și Sfântul Augustin și eu sunt la un nivel amatorial teologic sau filozofic ce pot să fiu la nivel profesionist să vorbim Bun, de muzică. Eu, eu voiam să spun o întrebare care e fix în dreptul tău. Adică, apropo de rapperii de la noi care nu înțeleg exact de unde provine cultura pe care ei se presupune că o reprezintă, da. în momentul în care tu te-ai apucat de cântat, cât de mult știai despre muzica pe care o cânti? Știam destul de multe. Pentru că am fost și șapte ani înainte în b știi, am fost șapte ani b-boy, participat la toate battle de b cu fancărea, la, de acolo am prins eu fancu. Și... Deci care era întrebarea? Exact asta e. Aceasta e întrebarea. Întrebarea este cât de multe, cât de mult știai tu despre muzica pe care păi, ai început să o în credeam, momentul... Mă uitam la ea ca la Dumnezeu, era totul pentru mine. Soalele care nu le-am avut niciodată, gen Kengol, Meca, totul era... Mă, ne uitam ca la Dumnezeu, dar acum, fiind oameni maturi cu atâția copii, e doar un stil muzical și îl iubesc, adică îți dai seama că baza mea este de e zrepandă la ei. Fă battle cu mine să vedem dacă cheamă pe oricine din România, hai, fă battle cu mine, că șterg cu tine pe jos. Hai, cheamă pe oricine, cheamă, provoacă-mă pe mine la rep să vezi ce se întâmplă. Ai mai avut în ultima vreme drive-ul ăsta dată ce la battle pur și simplu? Da, dar nu mai e genul meu, dar stau numai cu battle MC și susțin în continuare, chiar și pe albumul ăsta care l-am e aproape gata. Eu lucrez strict doar cu oameni din partea urbană undergroundului underground care merg pe filiera asta pur urbană, puriști ultra underground, adică Motanu care e campion la battle, Boca Seca care uh, de cei mai tari Roma de facă hardcore din România uh, uh, cu uh, cu ce? Cu Breloc care BMC cu drum and cu tot așa, cu, cu Roman credinciosul cu, adică eu îi strâng pe băieții mei pentru N am să cum îmi val, place eu... cum, cum ai zis numele lui Roman. Credincios. Roman credincios. El inițial eu când l-am cunoscut ca artist, fiind roman necredincios. Da. Asta e. Ei, o să fie, o să transforme și el în roman. În roman credincios. Dar necredincios necredinciosul nu era așa de necredincios. Apropo că vorbim de geamă, aici de Sfântul Apostol Toma. Da, că zice într-un paragraf, zice să mergem să murim cu el. De fapt, acolo cu Sfântul Apostol când zice Hristos fericiți cei ce n-au văzut și au crezut că Tom a vrut să vadă -l. da domnule, a înviat domnul a, via, a înviat, Hristos, chiar înviase pe bune și e singurul personaj din istoria religiilor pentru cine care a înviat pe bune cu trupul, adică mai mult de atâta ca mișcare revoluționară, n-a via nimeni cu trupul, adică nu se pentru prima oară și dacă o să citești în istoria religiilor, adică să intri deep în fenomenul religios, adică vorbesc de nivel academic, o să vezi când a înviat atunci Hristos, au mai înviat vreo câteva sute de oameni cu el și s-au dus acasă și au început să povestească de s-au căcat pe ei ce s-a întâmplat în Ierusalim. Că el când se preface pe drumul spre Emaus, ca asta e și povestea Special Kappa House, Special Kappa House, dar pe drumul spre Emaus. Când merge, de... Hristos merge cu fața schimbată, că putea să-și schimbe fața, nu-l recunoștea. Chiar în mijlocul oamenilor, dacă te... Că nu-l prindeau, de ce nu? Că-și schimba fața și pleca, era Dumnezeu, știi că? Și acolo, când trece prin perete, oamenii cred, când... Apostolii stăteau închiși de frică să nu intre apostolii, să-i merlească pe românește, știi? Și el când intră prin perete și zice pace vouă, ăștia îl cred că-i duh, Adică se căca să răpei, dar ei, ei, deci el când mergea pe drumul spre Maus și vorbea cu Cleopa și cu încă cineva nu mai știu, li s-a deschis ochii la omul meu și el, dar ce s-a întâmplat acum? făcea pe... Păi nu știi că uite Hristos care am proroc puternic în cuvânt și fapt care l-au omorât cărturarii și farisei, pentru că Că nu, nu știam, zice domnul, că ești, tu ești singur străin în Ierusalim de ce s-a întâmplat. Adică a fost, a fost un show foarte mare istoric pentru glumeții care cred că sunt doar niște mituri. În primul rând, Hristos a fost arestat. Hristos a fost în fața unui procuror. Vorbim de Imperiul Roman care aveau procurori, frate, nu erau în peșteră. A, domnule, a. Pilat din pont care a și pus da, să fii... Care a și nebunit pentru că nu și-a făcut treaba de procuror la urmă condamnat la moarte pe cineva nevinovat. El era procuror. Ai vreo dovadă să-l dai la moarte? Nai. De ce l-au acuzat pe nedrept? În fine. Fiecare. Hai să închidem paranteza asta un pic. <coughs> și apropo de, uh, de astea cu legea. Băi, care e exact povestea uh, petițiilor depuse la Curtea Drepturilor Omului împotriva tașa lui Sedric? că asta e o chestie care nu prea să știe, adică și vreau să o lămuresc și eu am auzit tangențial de ea și știu că s-a întâmplat asta la un moment dat, au fost niște petiții depuse la Curtea Drepturilor Omului de cineva de la noi legate de discursul tău și al lui Cedric, ca fiind instigator în principiu instigator. Da, am 20 de dosare la Curtea Europeană pentru nerespectarea a Drepturilor Omului sau nu știu exact de ce sunt acuzat Cert că am fost cenzurat la toate festurile, știi? Am fost foarte marginalizat în ultimii ani și taman, toată lumea zice, wow, oh, dragonul de fucking ai, când de asta nici nu cred când îmi zic oamenii că ești o legendă, pentru că nu mă cheamă nimeni nicăieri. Sau poate legendele a... de asta sunt legende, pentru că ți fucking trupul la capăt și -s... e un drum foarte greu de ținut când ești în artă. Eu am văzut mulți artiști care cochetează cu Van Gogh dar, de fapt, mai mult seamănă cu Picasso și cu Dali. Pentru că e foarte greu de păstrat ca Van Gogh puritatea artei. Da, dar cu ce diminuează talentul intrinsec pe care le aveau Dali și Picasso? Dalí, mie, mie personal... Eu de duhul de a păstra arta într-un fel de duh. Că Van Gogh e teticul. Van Gogh e cel mai mare de cu care m-am și întâlnit într-un kegol ul de asta, nici nu vreau să vorbesc. <laughs> Mamă, nu vine să cred cu cine a vorbit eu în hol, cu Van Gogh. <laughs> Dacă le oricum, men, știe toată lumea că sunt săcănit Ce mai contează acum, gen... Um, de ce nu m-au... Da, într-un fel și eu am fost pe ulei. Sincer, ai fost. am fost mor de râs când ascultă, adică mor de rușine mai mult, că nu ăsta e Dar dacă nu încerci, frate, cum vrei să cum vrei să afli? Cu alte cuvinte... Când nimeni nu face drumul ăla și ești mereu pioner, e și normal că tu ți iei palmele de rigoare. Acum știu să construiesc un album creștin. Eu n-am făcut până acum nicio melodie creștină, dar mi-aș dori pentru... N-am reușit, nu ăla e, când o să zic eu asta e. asta e, n-a încercat nimeni. Și acum, cumva, am înțeles că pregătești revenirea specii într-un fel da, sau cu chimie. Yes. Care o să fie direcția? Cum nu o să revină specii? să fie direcția? I don't know, play. I don't know. O să fie specii. Ce... Să vedem ce vrea Dumnezeu în ce direcție ne duce. Important e că m-am împăcat eu cu Mihai. Cu gâză nu am reușit să ne împăcăm când o să învețe să se zmerească, să aibă un pic de modestie, probabil că noi vrem să fie fratele nostru, din păcate am avut mai multe discuții nereușite. Bun, Și... hai să ne întoarcem la specie atunci când a apărut. Deci au ieșit alea două albume, uh a fost și mariajul ăla cu ghilimele de rigoare mariajul artistic a fost o colaborare Caziculaie. mariaj nu l-aș folosesc decât cu colaborare. termen fem feminin <laughs> ok, ok, ok a fost colaborarea aia bă și după aia la un moment dat când începuse să prindă carne și când se rostogolise ca un bulgăre de zăpadă. a încercat și... de la o firmitură pe jos băi da, adică exact cum spune și versul întreg al s-a împiedicat de un ciot <laughs> Pe bune, serios, adică exact ce s-a întâmplat acolo. Pentru frate, că... era brigadă de țăcăniți, ca să zic în chinimele, trăzniți în NATO, înțelegi? Numai copii din familii, ba, fără tată, sau familii disfuncționale, sau nici ploaie nu e stabil psihic nici în prezent, sau adică eu cu Mihai am ajuns mai un pic mai stabil, că ne-am și chinuit, știi, ne-am și... Țigniți, frate, artigi nebuni de aia, țigniți. Ok, bun țigniți, artiști N-am fost pentru bani, frate, hai să zic, întotdeauna asta a fost legea noastră, Nu am fost pentru bani. Și taman s-a ajuns invers, toată lumea e pentru bani acum, neoliberală, știi? Sunt, un pic, uh, sunt un, pic, șocat de cât de fraier am fost și cât de naiv sunt. Te adică... deranjează banii? Păi, da, când ai să dai copiii la școală normal și îl vezi pe ăla care cântă pop ieftin, care sute de mii se duce miconos, și tu, care ești bombardier, nu te duci nici măcar niciodată la mare, știi? Și viața ta e un coșmar, știi? Ok, eu mi-am ales drumul ăsta. Nu și-au ales. Asta zic, adică e o frustrare care, pe de o parte, e îndreptățită, e, da, e pe de altă parte, nu. nu e. Nu e, da. Nu e. Adică, băi, tu știi foarte bine ce cânți și când te raportezi artistic. Ok, Deși, din afară, poate că nu-mi pare, vă spun eu care e părerea mea strict subiectiv legată de dragonul și cum se raportează el artistic la muzica pe care o faci. Zero compromis, ăsta e motivul pentru care și respect foarte mult. Zero compromis, zero bariere, zero opreliști, nu cânt altceva decât ce vreau să cânt fără absolut nicio problemă. Ăsta este materialul, ăsta este omul, materialul e transpunerea directă a omului cu un proces de carburație perfect, adică ce vrea să transmită omul exact aia, se exact. transmite și muzică, nu există altceva. Este ca în Carel Ciapic, în fabrica de absolut. Carburatorul perfect care arde totul până la particula lui Dumnezeu. E, e atât de simplu. Care nu e particula lui Dumnezeu, că o să mai găsească acum o să o dai în două și o să găsească altă particula lui Dumnezeu. Cel mai probabil. Dar. Uh, muzica când e foarte tru și foarte roaf și foarte. e și foarte greu de înghițit. De, yeah. Dar la nu. festivaluri de ce? Că a fost toată mișcarea urbană care toți au cânt că au mai tras câte o linie că de ce? De ce numai pe mine și numai pe Cedric? Sau mai mulți? De ce pe Atru? Pentru că există și o... Eu... Bă, și am și eu bă, o problemă. oamenii vor să facă doar bani. E doar un business. Eu am 37 de ani player și am și 4 copii și mulți copii da. de hrănit. Adică știu ce înseamnă... Pentru păi, dar da, nu, nu poți să-i condam că e un business. Păi nu, nu poți să-i altă parte, de Pe de altă parte, unul dintre cele mai importante festivaluri românești care au fost făcute vreodată și mă refer la Hustle Festival și îți explică exact de ce Hustle-ul Festivalul mi se... Harbuzului la Borla sau Festivalul Cașului. Nu, 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 nu. Hustle. Da, a chemat și oameni care... Ai fost pe scenă, ai avut o poziție mai mult decât onorabilă pe afiș. Uh, iar festivalul Hustle din România, și am mai zis asta inclusiv în podcastul cu Dragoș, cu Chedi, uh -huh. este cel mai important de până acum pentru că a reușit să adune o cantitate impresionată de oameni la nu, nivel beș, de please. public. Uh, beach Please. Hustle please. E... Hassel. Hassel e ăsta de la... Eu sunt hustler. Hustle <laughs> da, 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 da. <laughs> era la din Bistrița. De Beach Please zic. Scuze. Beach Please. Beach Please. Uh -huh. Beach, te, please. te rog. Târfă, te rog, bitch please. De beach bitch please spun. A reușit să adune o cantitate impresionantă de oameni doar cu line-up românesc. Fără niciun invitat. S-a dat arama fara. pe față, frate, la bitch please. S-a dat arama pe față, da. I-au dat și la scena mare, la electric și la antol, știi, care nu dau șansa să știe. Ia no. cântați cu toții, mă, mucați și gura ta. Să vă vedem pe toți la scena mare, știi? Spune, spune ce vrei să știi. Faptul că au avut curajul să cheme și, și, artiști din... Ai, ăla a fost un moment în care ai simțit cât să face dreptate ca artist? Da, că am prins și o sonorizare ca lumea și am putut să profit pentru că pe mine m-au distrus sonorizările din România. Mie cu cât îmi dai sonorizarea mai bună, cu atât s-ar putea să-ți fac un show mai periculos de am m-am și certat cu sunetiști acolo la... Nu vreau să-mi facă microfonul la Beach please. Ce suntem cei mai buni din România. Și eu când am auzit, am zis, ăștia nu știu nimic, că așa fac toți. Suntem cei mai tari din România, nu există, sunt și eu acolo, știi, suntem, încerc. Și nu au vrut să-mi m-am luat la ceartă cu ei să-mi facă asta, să pot să cânt ca lumea să vadă ce... Și e un live. Dar de fapt, eu nici nu am gândit vreodată la live pentru că toată viața am cântat numai live. Și am cântat live în condiții de alea, fără monitoare, fără niciodată monitor, niciodată într-un picior. Pe așa, am cântat, deci... Și cumva îmi pare bine că au ieșit pe interval toți, dar dezamăgirea cea mai mare dar a publicului, că încă o dată eu m-am uitat playback, dar toată lumea se de ce cântă ăștia playback în pula mea? La, 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 beach, please. Și de ce cântați play? Eu nu înțeleg care sunt trapării buni. De ce nu atacați să cântați live, frate? Dar trapării buni bagă live. Bineînțeles, de ce nu o, cântă? Și atra live, eu n-am auzit da, nu sunt trapări, man. Aia sunt un hibrid între rapări. Asta, aia, între rapări și trapări. nu sunt trapări. Se știu trapării care sunt linări. Eu vorbesc la nivel de lin aici. Nu vorbesc la... trapări. Okay. Eu vorbesc de lin, frate, și de... S-au schimbat și drogul, gen, eu întotdeauna am fost fascinat, așa am rămas pe cultura drogului, știi cum a fost când s-a schimbat și stilul de neoliberal și așa s-a schimbat și drogul, știi? Și pe tot ăștia beau siropul ăsta și nu era la modă codeina pe atunci când eram eu tânăr, era poate doar ăia <laughs> din underground, că ăștia, știi cine a inventat codeina? Linu? DJ Screw, care e un rapper care a inventat toia, a piciuit când au, el a inventat și ei au, amestecat Prometazina cu... Deci nu e inventat tot din rapper, așa că nu ne mai jigniți în pola mea, respectați-vă basicurile de unde ați plecat și eu respect tot ce e nou și fresh. Băi, Ăsta este unul dintre episoadele mele Houston, preferate. Houston de facă, știi că am zis că burlădenii, raporii din Burla, suntem ca din Houston. Că suntem motherfucking rednecks, știi? Adică până și George Floyd, știi pe George Floyd? Da, normal. George Floyd știu. era din brigada de la DJ Screw, frate, dacă zine să cred. Dacă auzi muzica la aia, spui... Deci am ascultat când le-am zis la ăștia că ascult DJ Screw. Băi, cam fricurent. Dar eu mă uitam acolo să le înțeleg cultura lor de lin, cum anume au piciuit pentru prima oară repo. Știi cultura de Memphis? O știu, da. Mie eu underground de din Memphis din... îmi place cel mai mult. Dacă și e ăla la electronic, tari. care e foarte arâmbit de fapt, e foarte tare. Dar... Nu știu pe partea de arâmbi și de electronic, cultura de Memphis. Uh, muzica electronică și, în principiu, underground-ul electronic din Memphis este foarte, foarte balansat, dar la un BPM foarte jos. Tare. Și exact cum a zis și Vlad, Vlad Dobrescu, dacă vrei să te uiți la un rapper care are flow mișto pune-l să dea lent, nu să dea rapid. Că atunci când dă lent îți dai seama exact care e balansul și cum simte. E, exact așa e muzica de Memphis. Tare. Adică dacă vreau să-ți trimit niște artiști Do, din Memphis care îmi plac mie mult. Trimitem. Uh, că vorbim, a, gata, știu despre N-au gruvuri drepte, totul e sincopat, totul mega balansat, totul cu foarte mult bas. Cred și eu de la Călin trage Da, exact. Și vorba ta, totul e în jos, așa. Da, Bare că e o piesă, știi cum e la pickup. Pare că e o placă care a fost trasă la 45, dar tu a scus la 33. Da, frate. Eu și acum am rămas cumva... Chiar dacă știu că Morrison a fost destul de demonic și am văzut că au distrus generația de Dors, dar și acum faptul să și l și la analizam pe DJ Screw care a murit tot pe la 37 de la supradoză cu Angel Dust și cu Lin. Eu și acum când... cu ce am murit, tine ca la vârf la <laughs> Știi? Eu și acum cumva trăiesc ca Morrison sau ca... Dar doar că sunt... Sunt, sunt uh, foarte... Uh, cum se cheamă? Uh, sunt foarte închistat, frate, de societate și de existența asta văd, căzută. Văd, văd. Văd că în continuare Cum spunea Dimitre Cantemir, bietul om sub vremuri Știi, e greu să fii ființă pe pământ căzută Pentru că sunt supus erorii Sunt supus Atârnă foarte greu, frate pe, Pentru ăștia care își asumă Asta vreau să zic Tu fiind foarte asumat Și ai, ai, am zis mai, mai pe la începutul podcastului Bă, da, eu sunt perfect conștient Că sunt responsabil pentru Faptul că s-au nenorocit niște tineri Ascultând specii tu chiar porți crucea sau dar nu că mi se întâmplă niște chestii care face să mă gândesc doar la aia, înțelegi, un tip de suferință care la sfârșitul zilei zic a ajuns să ți blestem zilele, știi? Plata e vine din urmă, factura vine player pentru toată lumea mai devreme sau mai târziu. La a tine venit, a venit factura a venit păi sau mai restanțe? Nu. Păi, nu știu player că nu știu cât o să fie factura. S-ar că factura e cam mare și cam toată viața o să trebuiască, știi? Parte din factura asta nu crezi că e și faptul că ești omis la festivaluri de-astea mari? Nu, player. Am eu altele mai decât festurile, știi? Mi s-a născut un copil cu tulburare din spectru autist și de atunci cumva s-a declanșat această depresie, știi? Și nici nu poți să vorbești cu lumea, știi, doamne, am un copil, am viața distrusă, să de la droguri, uite, ui, umblu cu copilul ăsta din spital în uh, spital, și adică știu cât de greu e să crești un om, să-l pui pe picioare și să-l omoare un idiot cu muzica lui sau că ascultă muzică de gangster și-și un pump și rupe la gâtul. Uh, Victima aia pe cine cade, crezi? Nu tot pe tine sau pe neamul tău? Pe tine cade, frate, pe mine. Mai ti-ți minte când a fost shooting-ul în state la Columbine și ei au sărit toți în cablu Manson? De la liceu și da, că... Da, 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 da. Când au tras copiii aia cu uh -huh. pușca în liceu. Da, player, știu. Cu acau fie vorba între noi. Știu, știu cazurile de Columbine și de... Și l-au ridicat în furci pe Manson. Păi a spus Manson să tragă în școli nu, copchii ascultau Manson. Da, ce pot Băi, să zic? Nu era o influență. Băi, în primul rând, Manson uh, funcționa după legea lui Telema. Era satanist asumat. Până la urmă. nici măcar da? nu era satanist Băi, asumat. Era satanist Bă. 100%, player, că eu am vorbit, am, am vorbit cu el. <laughs> eu chiar am vorbit cu Manson, ca să-l legea lui Telema? Așa, zim. Alu Alister Crowley, care. Alu Alister Crowley, da, știu. Da, legea. Băi, el a, a... trăia după legea lui. Crowley nu trăia după legea lui din căpățână. Alistair Crowley, ca să o lămurim, este în cultura britanică omul care a dat o formă culturii sataniste. Până atunci existau tot felul de curente, dar asta l a luat la aglutinat și a făcut o dogmă din toate curentele astea pre-sataniste. Băi, foarte periculos a fost Alistair Crowley. Da, da, de fapt, nu satan, e o cultă, că el făcea ritualuri și la Iștar, și la Astarte, și la... adică... Mă în ce zone ne-am dus de, de cultură. Bă, Alistair Crowley e un personaj din cultura pop britanică. Ne și place nu, doar, nu ne și place. americană. Și americană, mă rog. Și, da, la Marea Santa Britanie. Casa. <laughs> Carlos Santana. <laughs> Carlos Santana. <laughs> um, și până la uh, Manson, a fost până la urmă făcea o muzică player care aș merita. Până la urmă și ei mine m-am făcut o muzică care a degeaba o de el că n-am făcut. Ba, ai făcut player, ai făcut. Și eu am făcut, am făcut. Bă, că, te dezici de muzica pe care ai cântat o? Nu, player, mi o asum. Mă dezic, mă dezice însă, Mă dezic de lifestyle. Nu, că lifestyle-ul era bun, era. <laughs> decât creștin ăștia de cu mintei ortodoxiști care le frică, vorbesc numai de mărturisire și la mucenicii din vechime li se tăiau mâinile, degetele, urechile, nasul, adică creștinismul nu e ceva soft pentru pizde, știi? Hai că am spus <-o>, să <laughs> dai seama că erau mucenici la care le băgau ace prin timpan, în cin se le scoteau pe partea cealaltă, adică lumea crede, e, cu pocăiții, cu da, vă stați, din, știi că ortodoxia e ceva fin, în primul rând nu e pentru ghirțoi, bineînțeles că e pentru toată lumea, E și pentru băbuța de acolo, asta e frumusețea adevărului, că și pentru băbuța de acolo și pentru intelectualul rasat, rafinat, care e tocător. Um... O să pun o întrebare foarte cretină acum. Tu, Dragoș. Nu pune dacă e cretină. <laughs> o pun, o pun, tocmai da. aia. Bă, stai farme cu podcastul ăsta. Tu tot căutând adevărul. Că ăsta e dezideratul tău uman principal. Da, de looking de for the truth. Asta era de la Special Cup House de Viză. Ai avut moment în care ai simțit da domnule, uite l-am atins hai că da, am început e, să înțeleg câte ceva adevărul în ortodoxie, în creștinism e o persoană nu e o idee abstractă cum e în celelalte culturi adică în culturile filozofice adică caută ei o idee sau în sculptură caută forma pură adevărul e o persoană adică e o conectare cu preasfânta treime care Dumnezeu nostru, cumva sunt trei Dumnezei trei persoane într-una singură ca voie adică în cărțile, în scripturile Eu fechi, am perceput Sfânta Treime ca fiind o expresie a omnipotenței lui Dumnezeu care nu, nu poate să fie într-o singură voință pentru că în, în, dacă o să citești o scriptură pe traducere de la 1900 pe filieră grecească o să văd că în traducere, are o traducere din greaca veche mai amănunțită decât e cea pe tu care zici o avem. Tu traducerea română care a venit de la Grecia, aia care a fost premergătoare curentului rusesc. Că noi știi că de la un punct încolo, după 1900 și un pic, ba chiar de la 1800, noi am, ca nație, am îmbrățișat creștinismul dorit rusesc. Adică noi suntem foarte apropiați suntem la jumate Suntem la între la jumate. ortodoxismul grecesc și ăla rusesc, uh -huh. dar influența majoră la noi e ortodoxismul de tip rusesc. Poate Moldova, când Muntenia este atonit. Sau, oricum, deci stai așa că ne-am dus cu discuția unde eram, unde era looking for the truth. Looking for the truth. Dacă tu dragoș ai simțit că ai început să înțelegi la un moment dat câte ceva sau ai simțit că ai intrat în contact cu adevărul la un moment dat în viața ta? Dacă tot ai obsesia asta a căutării adevărului. până la urmă, în Ortodoxie, Hristos e adevărul. Adevărul însuși întrupat în persoană. Asta e problema. Că, Că. el a venit pe pământ tot ca om, Domnul Hristos, sau cum acum fac o mărturisire de credință la o populație, în fine. Păi, foa acum, lasă numai, lasă complexul ăsta al superiorității, dragă. Nu e complex de superioritate, oricum nu mă bagă nimeni în seamă și... Eu am vorbit foarte mult, vorbesc în stilul Eliade sau Stăniloae sau Achimescu, foarte cultural și lumea, da, acum, am făcut cruce, am adică creștinismul despre care vorbesc eu e harcoreală, frate, e pe bune, e real și nu, nu, poate fi exprimat nici prin muzică rap. Și nu e, de asta am și renunțat cumva să propovăduiesc pe melodii, și pentru că nu se potrivește, nu e... Și deci la specie acum a reunit, dacă revine... Ai terminat cu propovăduia la pământ. nu știu dacă am terminat, nu mă vezi că vorbesc în continuu tot numai de creștinism. Adică păi nu, știu da, ce văd, să nu spun, știu. nu, știu ce să spun. Cert e că rapării de la noi trăiesc în niște confui, vor să fie uh, răi cu mintea și cu inima într-o bucată, adică așa, dar de fapt firea omului e prin natură să fie, da, fi dur cu mintea, cu duhul puternic, dar cu inima trebuie să fii dulce, că tu cu inima iubești. N-ai, mamă, când te trezești dimineața, nu-ți faci două ochiuri sau o cafea, sau... Dacă vorbesc acum de creștini, ce înseamnă că fraier sau nu o să fac niciun rob, nu poți să să-ți mâinile din cademeic și picioarele sau care-i problema așa? Adică vorbesc foarte mult. Cultural și mi-aș fi dorit să vorbesc și ca practicant, dar nu prea mi-a ieșit mie chestia asta fiind un țăcănit. Mi-am mi -am distrus un pic viața și de la ortodoxie, și de la droguri, și m-am și copilul cu dizabilități, și m-a distrus viața și faptul că trăiesc în România, unde toată lumea te sapă, inclusiv așa, și. uhu <gă> Am făcut specii din nou, bulangir. M-ați obligat, băga mea și pula să-mi bagă. Băi, tu simți ca o datorie morală faptul că trebuie să te sui pe scenă să cânti? Nu, o ca să mai, zic așa... Nu simt ca o datorie morală, o simt mai mult... Băi, sunt plictisit așa de rău că m-au cenzurat ăștia la toate festurile, că n-ai servici. Mă simt atât de nașpa să fiu șomer, știi? Am experimentat asta de șomer, știi? știi de ce zic că e talent și se vorbește în Evanghelie de pilda talanților, care e... Hristos vorbește acolo de, de talentul pe care îl are pe care îl ai să-l folosești de la Dumnezeu ca să-l găsești pe Dumnezeu. Și eu când sunt pe scenă, sunt în largul meu, sunt în mediul meu și mă simt liber, frate, care nu mă simt de obicei liber. Eu nu mă simt liber niciodată. Care e cel mai tare moment pe care îl ții tu minte legat de suitul pe scenă? Păi aia la battle, când am câștigat la 20 de ani primul battle, a fost cel mai frumos cadou. Am simțit o stare de euforie, de bucurie de la Dumnezeu. La care a fost aici, în București. Acum 17 în... ani, da, am simțit ceea ce... Știi că eram în public, nu? Nu știu, nu știam chestia Ba da, am și vorbit atunci Nu contează nu mai Stai știu. liniștit nu mai știu multe. Și că veneam la asta. Da, adică, player, tu ești era... cunoscut, ești veteran Ești goat, nu... <laughs> veneam la asta și ultimul la care am fost a fost ăsta, prezentat de Bonel și Psihotrop, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Unde l-am cunoscut și pe băiatul ăla care a și câștigat și care îmi place în continuare, Close Vibe, care mi se pare foarte tare. Nu sunt prea foarte... Mai sunt cu deci am început din nou să merg la battle, dar încă n-am intrat așa de deep să văd care... Știu battle-urile clasice, dar momentan lucrez cu foștii campioni, adică psihotrop care... Păi și eu lucrez are cu foștii campioni. din România au o părere foarte proastă de oamenii de care pleacă de la battle. Ne... Ne conștientizând că ești doar la nivel local. În rest, ei, mine m-am plecat de la battle cel mai tare rapper, așa, din al lume, omenirii. Da, al omenirii e plecat de la Betel în pula mea, trebuie să stau să le arăt. Ei nu credeau în România că cineva poate să facă rime pe loc, deci fii atent la ce nivel era în România, știi? Da, da, da. Și când mă vedeau pe mine jumătate de oră care rimeam mașinărie, că eu am fost o, și tripa pe of de dom. Eu am fost of de domer la început și știu cum să dau ca să intru în transa aia de o oră când îi sperii, îl... Și ei spun, mă uitam că nu cred că e posibil. Și cum adică să nu dăm battle dacă el îmi spune du-te în pis, da mă, eu stau dar da. ei dacă te uiți la subteranele repului s-au întâlnit băieții pe ascuns, Jay-Z cu Rakim sau DMX cu Jay-Z sau și-au dat întâlnire, de exemplu, prodigii cu DMX și n-a mai venit Prodigii singura oară, știi? Da, 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 da. Îi da. dau betă la afară cum și numai în România și da, bă, dar transpunerea material discografic a unui artist care e foarte bun la betele, e foarte grea, pentru că tot timpul am exemplu ăsta și l-am tot dat și asta vorbeam, na, că tot e bun el aici. Îi ziceam, da, Iron Solomon. Tu știi pe evreu ăla, da, ochelarist? Iron Solomon, un care e foarte acid, dur. Bă, cât de bun era Iron era Solomon. Și mea, era Iron Solomon. E, i-ai ascultat piesele? E buz, nu? Sunt de neascultat, văz. Piesele de rap sunt de neascultat. Da, există o artă. Dacă faci prea mult of de dome după aia puizezi tocul liric la scris. Și Aforica a avut o perioadă tot așa. Aforica a avut, spre exemplu, o transie foarte grea. Până când și-a găsit vocea și locul. Și chiar câte a... cărți am dat să citească și n-a vrut să pună mâna. <laughs> Băi, secretul la of de dome E să citești mâncația și gurata. <laughs> Și să fii inspirat orfic, bineînțeles, dar și să citești. Știi ce mă amuză foarte mult la repării și la trepării din România? Și în general la urbanii ăștia din România pe care îi iubesc, care mă uit la ei când îi văd. Așa. N-au o cultură solidă, player. Ca să cânți în română, trebuie să ai cultură. Limba română e foarte grea la gramatică. Așa tu nu așa. vezi că au reușit în rep, Cine? Cedric, care are dreptul eu care am limbaj filozofic, știi, adică trebuie să pui un pic mâna pe carte să citești și nu neapărat enigma Otiliei sau ce de la școală cartea anunții, dar nu știu ce, nici nu știu ce se mai studiază. Istorie, filozofie, teologie, psihologie, ia toate domeniile și citește ca să spui ceva, că ești la microfon, ce spui? Dar bine, că oricum cultura ți-am zis neoliberală e și hedonistă prin excelență, adică e o cultura plăcerilor. Vrem să fie bine, avem bani, avem un maserat, avem un... E bine, știi? nu-i viața numai despre asta, știi? Tu nu vezi că până și pandemia asta, cum a dat-o Dumnezeu, pentru că a permis-o Dumnezeu, nu că a făcut-o Dumnezeu. Toată lumea cu trei ani era, e, e, nu mai figuri, nu mai, nu mai a venit foamea și moartea, trebuie să-ți readuc aminte cineva că o să mori. Așa, așa sunt nemuritori, așa am poreclit o pe români, știi? Tu vezi pandemia asta ca pe un mecanism de ăsta care a reglat cumva un picuț Bineînțeles, dar tu crezi că omenirea e lăsată de capul ei și ea? tu crezi că cel care a făcut lumea nu-și ține lumea lui? Nu te lasă Dumnezeu, are pronia, e ca un copil, ești ca un copil. Îl lași pe copilul ăsta să meargă în camera asta, dacă ești afară l-ai luat de vină în coace, că nu te lasă, te omori. Da. care a fost cel mai de jos moment din viața ta, momentul ăla în care Pii, tu... ai avut multe? Păi dar nu e vorba, că eu e vorba de un moment jos de 6-7 ani, deci de pe acum am ieșit din depresie după jos am fost de tot timpul la creștinii din România care au peste 3-4 copii viața e un coșmar frate ca să fii creștin în România viața e un coșmar ține minte ce spune frate eu știu biserica din interior e un coșmar să fii creștin în România nu mai maneliși, nu mai burtoși, nu mai. adică. nu sunt să maneliși și burtoși, adică să ocupați ce futem și ce mâncăm și atât am pula mea. Ce creștinism, ce du în pula mea în Asia, că aici e român, în fine. <laughs> te-ai trigăruit, te-ai enervat. Da, player, oricum uh, încerc să țin hate-ul în mine. Îți când ești în ghetou pe drumul crețeștilor, uh, când uh, și vezi, vezi pe ipocriți la televizor că se dau repor și nu sunt. Îi vezi că te judecă cu toată nesimțirea de faptul că păstrez niște chestii de artistice și îl fac, îi fac toate compromisurile și m-au și nesimțirea să vorbească în pula mea, noi nu te judecăm că știm că avem copii de hrănit. Dar tu de ce ne judeci pe noi când facem muzica în care am 30 de familii care trebuie să reușească copiilor? Adică tu să mănânci o pâine prezentând sau făcând ce vrea pula ta prin orice mesaj de căcat în care jignești orice, dar eu, dacă am cântat de o linie de cocaină, sunt vinovat, diabolizat. Eu nu-i judec pe oamenii care fac muzică pop, dar nici nu vreau să fiu judecat de oamenii care fac muzică pop. Și de ce faceți voi și stați așa? Că vrea pula noastră. Da. Și eu nu te-am judecat pe tine că tu ai copii și trebuie să le dai de mâncare. Tu nu mă judeci pe mine că am copii și trebuie să le dau de mâncare și nu stau să-ți explic arta mea prea mult. Înțelegi? Te-au înervat discuțiile astea adiacente uh, muzicii pe care o faci? Da, mă Te inervat. deranjează? Nu mă deranjează player, nu mă deranjează, că fac parte din rap. Adică, până la urmă, sunt muzician, sunt persoană publică. Știe jumătate din România de mine și vorbește. Mă, cum ți s-a părut muzica? Ta? nu mă deranjează să se vorbească despre asta. Până la urmă expui cu... Când pui un album, e clar că o să te facă lumea ferfenită, o să te Ți se pare că ai stigmatul ăsta al profetului sau nici... Nu, oh, frate, nici măcar nu sunt profet. Eu mai mult sunt un drogat care m-a dat profet. Acum e mai bine de faptul că sunt mai conștient că sunt doar un toxicoman care, da, poate mai am anumite, la nivel amatorial, de teologie sau filozofie sau uh, limba română pe sensuri. Mă uit ce înseamnă un cuvânt, din ce limbă se trage, din... Uh, dar eu totuși trebuie să fiu conștient că sunt doar un drogat player. Eu sunt cu asta... M-am ocupat, și în lumea asta sunt, adică am probleme cu antidepresivele de. Sunt dependent, deodată m-am trezit la 37 de ani, că mai sunt dependent de nu știu câte, care sunt tot alte droguri. E un drog la culcare, e un drog dimineața, mai e un drog la prânz, mai e un drog la șase seara, adică stau și mă gândesc că am fugit de dracu și am dat de tasă, adică tot la 20 de ani narcoman, 37 de ani tot în lumea asta, prin spitale, pe la Obregia, Rispolep, nu știu cum, Ibogaină, specialist în Hawaii, în LSA, ce pula mea mai citesc eu, mai am și chestia asta teologică, că mă simt un eșuat teologic, Îți dai seama, ca să faci muzică rep, să fii creștin, nu. nu, nu... Stai un pic, mi-a ridicat-o la o întrebare, mi-a ridicat acum discuția către o întrebare pe care v-am să o pun, pentru că apanajul oricărui artist care are influența pe care o ai tu, dar la un punct încolo intervine și sindromul ăsta al impostorului. Al impostorului? Da, sindromul al impostorului. Cine spune asta? Băi, nu știu, am observat eu din afară și voiam să... Ca te... fi eu un impostor? Te-ai simțit vreodată impostor? Te-ai uitat Bun. în oglindă și ai zis, bă, ce impostor sunt totuși? Nu, frate, nu... Pentru că tu ca artist, spre exemplu, având puterea asta de a enunța foarte frus și foarte clar niște idei muzicale, cu zero compromis, că repet, asta mi-a plăcut foarte mult la tine tot timpul, deși de multe ori n-am înțeles multe lucruri pe care le-ai cântat pentru că n-am trecut prin ele și dacă a zice că am înțeles aș fi mega ipocrit Ok. și știi că după ce mi a arătat primul album Specii înainte să iasă, era și cu Cazimir v-am zis, bă, sună mega periculos dar sunt multe chestii pe care nu le înțeleg cultura asta a drogurilor nu face parte din, din, educația mea îmi pare rău, împreună. sunt multe referințe pe care da, nu -ai le înțeleg n-ai pierdut nimic, nu e ca și cum nu-i vorba de asta, dar ți-am zis, mai mult de jumate din album, eu n-am putut să-l înțeleg. Ce pot să vă zic e de formă, cum sună, v-am zis ce aș făcut eu altfel, dar strica ca producție, adică mm -hmm. ca mesaj sub nicio formă, nu o să mă bag niciodată peste mesajul unui artist. Sau Băi, eu comentez. am înțeles acum, tot căutând, ți-am zis că la Specie erau niște căutări acolo, era light like, motivul la psihanalitic, freudian sau de la Freud, și Adică cum e și ce mai era ce era și ce nu mai era oricum. Senzațiile senzația care mi se pare că transpare din fiecare piesă specii, cel puțin după primul album, asta pe care am avut-o eu văzut din afară, a fost că este o descriere foarte amănunțită într-un fel sau altul, abordarea doar a diferită a unor experiențe extracorporale. Da, New Age mult. New foarte age. mult New Age. New Age, de fapt, asta e tetic la New Age și asta că și eu. Adică vorbesc prostit tot... sau nu? Nu, 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 player, nu, zici foarte bine. Da, New Age pur. Și am zis, bă, neavând tipul ăsta de experiență extracorporală, la mine experiențele extracorporale manifestându-se, la mine orice experiență era extracorporală și atunci și acum, că e greu să. E mai ușor să ai experiențe extracorporale, când ești fit. Când ești gras așa, până și sufletul ți-a târnă greu de nu prea vrea să mai să din trup, să vadă de din afară. E complicat, bă, dragoane. Da, Am și eu luptele mele personale. Ce vrei să you faci? You said it, maestro. <laughs> da. Ă, Ți-am zis, mi-a vorbit și nu mi-a vorbit. Pe de altă parte, trebuie să recunosc că la un nivel foarte superficial am simțit și pericolul pe care poate să reprezinte tipul ăla de material. Ție ți se pare că specii sau tu ca artist ai, ești văduvit în momentul ăsta de statutul pe care ți-l meriți în muzica românească sau nu? Uite, asta e o discuție pe care am avut-o acum două seri, fără panoramă. cu Sorin, cu Sorin purcălab, artistul de stand-up. Okay. Și tocmai vorbisem cu tine și după aia m-am văzut cu el... Și eu a am vorbit cu Dragona și uite, facem podcast. Bă, ce mă bucur să-mi bă, bă. uite, Dragonul și Specii sunt niște entități din muzica românească care nu cred că au primit ceea ce meritau exact. Nu știu, player. Nu știu exact. Cert e că... Asta vrea să întrege... Frate, România e o țară care îți distruge viața doar că te-ai născut aici, playeri. Industria muzicală din România e cum e, e totul pe bani și nu e ca și cum ar apărea vreodată cineva. Dacă n-ai bani, nu poți să-ți faci voce auzită. Chit că ești tu cel mai tare rapper. Ăsta e dezavantajul în UK, dacă ai voce, dacă ai, s putea să reușești. Avantajul știi care e? Că uite, Aici ai doare... vorbeai de colaborarea cu Lora, spre exemplu. Uh -huh. Dar n-am avut nicio colaborare, doar mi-a zis lumea. Că... Da, am înțeles, nu. Că era din eu din Burlad, îți dai seama... Ok. The no. motherfuckers are making connection, you know only build for județul Vaslui, links sau cum era, only built for Cuba links. <laughs> zii, zii. Nu, dar vorbeam de asta. Peste 20 de ani știi că e mult mai posibil ca să țină minte mult mai multă lume dragonul și specii decât lora. Nu știu, frate, nu e problema. Rămân în istorie în general oia care e fucking true și ce e fucking true e nemuritor. Și rămâne, rămâne și Van Gogh, rămâne și cei care au fost cu adevărat, au avut coaie și nu s-au plecat capul în fața confortului și să le fie mai bine. Confortul e un dușman? Cel mai mare dușman la societății actuale e confortul. Toată lumea e prea confortabilă, înțelegi? Totuși, trăiești într-o lume în care sunt la fel de mulți orfani, trăim într-o lume în care sunt la e, traficul de copii la nivelul cel mai mare. Deci trăim într-o lume parcă suntem orbiți, nu știu. Deși lumea pare că se duce pe pulă, gen lumea își permite gen ce frizură îmi fac la concertul de drill de mâine. Ideea e că parcă e o mare vraja asupra umanității. Știi, se întâmplă trafic de copii, de. Deci, traf, cu organe de copii și la nivel internațional, știi, și la nivel toată lumea cântă numai... Deci cum ar veni, ești în mijlocul iadului și crezi un, artific un paradis artificial. Asta e specie, în mijlocul la un coșmar, se creează un trib, o familie nouă, care rezistă prin ajutorul chimicalelor și respectiva chimicală modelează sunetul pe care îl scot din aparatul din MPC Deci Welcome to the brave new world Știi foarte bine dacă ai citit Huxley, a, a, ce Huxley înseamnă, Aldous Huxley da. Chiar că tirania, a noua tiranie Va fi prin plăcere Pentru că Au, au încercat prin teroare Au ieșuat Și când au văzut că, că De fapt plăcerea Nu trebuie să mai faci războaie mondiale Ca să o impui și în timp ce toată lumea E preocupată să-și facă plăcerile tu poți să faci alte chestii pe care ei nici nu le gândesc. Populația de rând. Deci Huxley a avut dreptate, nu știi că sunt cele 2.984 al lui Orwell. Al Orwell a e cu totul altceva. A, mai... a fost reprezentată de comunismul dialectic în comunism, dacă făcea o glumă la așa te la coadă la lapte, și tirania prin plăcere. Alu Huxley? Alu Huxley, care se întâmplă chiar acum, își are originele din antichitate, <laughs> în misterele. Și tirania prin ignoranță al lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Stai că mai așa. Ține prin ignoranță? <laughs> da, păi da. ținei proști. Nu știi că în, în, Ray, în ăsta în Bradbury, asta cu... în Fahrenheit, în viitor, pompierii nu mai stingeau incendii, ci pompierii erau acea divizie a statului care te aresta dacă dețineai cărți. Și pompierii ar cărți. Asta e în Fahrenheit no. 451. Fahrenheit 451 este temperatura în grade Fahrenheit la care arde hârtia. Tare. Că de acolo vine titlul. Tare, Dar tare. eu înțeleg exact ce spui. Pe de altă parte, muzica e muzică și un limbaj universal. Exact. Asta e, ăsta e marele farmec al muzicii. Nu trebuie să existe foarte multe explicații adiacente. La început a fost muzica, că până la urmă Dumnezeu a zis să fie lumina pronunțat. Deci întreaga creație e un fel de muzică. Ei, 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 ei. În fine. Hai să ne întoarcem la materialul ăsta pe care îl pregătește acum. Mi-ai zis că mai e puțin și termin bum. Yes. De fapt, pe tot materialul, ce vorbim aici, a tratez materialul, e pe tematica asta. Și să scot o melodie în care o să lămuresc toate. Ce am vorbit noi aici, o să am o piesă acum: Contracultura boema și Avangarda îmbrăcată în țoale Prada sau în haine Prada, în care o să fac trecerea de la hippie la neoliberalism, știi? Uite, nu ai contracultura una e Boema și alta e Avangarda, adică e un talmeș balmeș Eu foarte mult citesc ca să pot să pun pe căprării ce e New Age-ul, așa. Ce e psihanaliza lui Freud, Pună așa. Ce e istoria Europei, pun așa. Ce e istoria Balcanilor, Pună așa. Ce e istoria înțelegi? adică le pun pe căprării da, dar în contextul în care ai spus Ca că... Ca să poată să fie lămurită pentru publicul larg, ce căcat e asta contra cultura boema, avantgarda, hippie, generația beat, știi? Dar de... pus pe căprării mai e o chestie în 2022, adică... Păi bineînțeles, Pentru pe că, dar... că acum oricum fuzionează orice cu orice. În contextul în care tu ai spus că specii când a apărut a fost o fuziune cât se poate de naturală, organică și firească între hip-hop cu tot felul de uh, bucăți psihedelice de electronic... Că exact, fix asta și trapării când au trecut la trap, au luat 808-ul care avea o specie, au luat lifestyle-ul de la specie, dar doar lifestyle-ul, atât că așa și au făcut muzica trap, s-a trecut prin gâză, s-a trecut la ceea ce e muzica trap, care da trebuie să se adapteze la compatibilitatea spațiului românesc. Dar știi că dacă vorbești cu artiștii de trap acum, majoritatea o să menționeze specii ca fiind principală influență. Am văzut, frate, am văzut că toată lumea zice de specii, știi, cumva sunt... Eu n-am vrut să recunosc, eu vorbesc acum pentru că am recunoscut până și eu, gen, care încerc să fiu modest. Practic asta, încerc să fiu modest, nu zic că-mi iese. Nu Dar prea spune iese, ok. Lumea, ha? Gen, spune toată lumea, toți trapării. Sau majoritatea, că nu toți cred că au ascultat specii, nu e specii, înțelegi? Bă, toți au ascultat specii. Toți trapării care au avut succes în România au ascultat specii. Da, da Unii poate... sunt mai mari fani, alții sunt mai mici. Uh -huh. Alții deloc. Dar da, ascultat, au ascultat toți. Bă. Da, ți-am zis că au preluat numai lifestyle-ul hedonist. N-au preluat și tehnica de la... Să, să toși din vers. Dar voi n-ați fost hedonismă, că voi ați, și tu și, și Mihai, și Mișu, ați avut o tendință foarte clară de autodistrugere. O da, pornire umană. În street, bro, decât... Adică poate sunt mental hipi sau cu inima creștin, dar cred că sunt stradă ca fel de a fi, adică e și multă stradă la specii, nu e doar... Că hedonismul presupune cumva doar plăcerile și atâta în hedonism e și o teamă de autodistrugere adică e și un egocentrist de da, au grijă de ei hedonism. au grijă de ei să se simtă bine și la 70 da voi n-ați avut grijă. Nu, 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 eu sunt da eu am, ori am zis, ori găsesc să se întâmple ceva până la 27, ori dacă nu, eu plec de aici. Și Faza cea mai tare, că un artist care trebuia să moară la 27 nu știe ce să mai facă după aia, știi? Bine, am ajuns la 37, știi? Ai fost legenda. Acum ce faci? E the de. life player, știi? Păi și atunci. A... Nu știm în ce direcție o să ducem specii. Asta te întreb. Cum Nici te nu vezi? Vreau să fiu eu băiatul cu ispita binelui. Că ea, băieții care vor tot să facă bine prin melodii și asta e ispita binelui. Adică e tot pleacă din uh, mândrie. Nu vreau să zic că o să cânt și o să salvez, că nu salvez eu pe nimeni. Dumnezeu salvează lumea. Și fiecare se salvează pe el, că e foarte greu. Tu nu te salvezi pe tine și ai pretenția să-i salvezi pe ceilalți. Nu o să fie poate mesaj de salvator, dar sigur o să fie artistic. Să vedem în ce direcție se va duce. Sigur că acum suntem încrezători cumva, că și noi suntem una din trupele care au revoluționat repu, și suntem tratați ca, ca niște boschetari, știi, de așa, de colegii din Brazlă sau... Co... Știi ce e interesant la specie player? Că toată lumea ne-au considerat niște boschetari până a ajuns toată România să asculte specii. <laughs> și acum, gen, nici ei nu le ești pus în fața faptului împlinit că toată lui. eu când de cineva un rapper, îl ascultă toată România, știu de asta, zic da, player, le plac pla îi plăcut foarte publicul. Bine, bine. Dar el când vede că mă ascultă publicul sau când am doar cât am urcat pe scenă și aplaudă toată lumea, lui pur și simplu nu-i vine să creadă că pe mine poate să mă asculte să mă iubească la fel cum îl nu și pe publicul, știi? Să se, se uită, și până la urmă ajuns să-și ia șutul în gât. Ce să mai zici tu despre ce impun? Deci, m -a m -a m -a de o mare problemă. de rapper n-au luat LSD în viața lor, adică eu vorbesc aici de hipi. Asta și nu e neapărat o problemă, de... Nu e neapărat o problemă, Mas. dar când te dai zmeu cu cine nu trebuie la droguri, vezi că eu nu sunt un tip care să profit de pe chestia asta. Dacă nu văd câte un neluțu din rep care se trage de șireturi cu mine la droguri sau asta, eu mi-activez profilul infracțional imediat. Eu, mie nu-mi place să fiu jignit. Eu omul nu mai... Eu consider că dacă cineva e bun pe muzică sau pe marketing să-și facă firmă de haine, să rămână pe firmele lui de haine. Dacă vrei să cauți adevărul și stări de mistică și așa te interesează religiile orientale și asta, vii și vorbești cu specii. Când vii și vorbești cu specii, nu vii și spui tu că ai tras tu cocaină, că am tras noi de toate la venă și lese tot. Nu te dai tu drogat, în primul rând cu un drogat care eu controlez cultura asta, tocmai de asta o și studiez, nu? Păi când afli la 37 de ani că de fapt ești un drogat, că vrei, că nu vrei, până la urmă trebuie să accepti în zmerenia ta că ești un drogat și măcar să țină rechinii lui Dumnezeu aici, aici, nu intri. În asta e o lume în care o, o controlezi la perfecție și nu ești primit. În lumea asta în care sunt eu, nu ești primit dacă nu ești tru, știi? De asta gen mă oftică când îi vă apă, ați tras o linie de cocaină sau ați luat vreodată ciuperci când ați fost la Amsterdam, dar stați liniștiți în pula mea când vorbiți cu mine, că nu vă merge. Am citit toate cărțile și tot ce ține de orice drog și eu și uh, încerc să văd exact cum anume mi-a distrus viața căcatul ăsta, știi? Adică nu fac nimic ca și eu șmecher, mare sculă pe basculă. Îmi deci exact ce m-a nenorocit care duce oricum până în copilărie, pe, care, băi, toate drumurile duc în România, să știi. Știi și tu că aici e familiile disfuncționale, înțelegi, vin dintr-o familie disfuncțională, îi spui, băi, mi-e rău, mă doare în pulă, bine, mi-e foame, în fine, nu, poate nu zic chiar așa, știi? Familia disfuncțională e unde suferi, și nu interesează pe nimeni pentru că nu au psihopați, nu au conceptul de a vedea că omul suferă lângă el, știi? Educația din Moldova e foarte simplă, n-ai ascultat, te-am bă te bătut cu capul de perete, de țare sângele din nas, știi? Și te duci și vezi de-a lungul timpului ce anume te-a distrus. Aia, 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 Și te trezești la 37 de ani. Dar măcar lupt, știi? Măcar lupt să văd ce m-a distrus. Să văd bazele culturii urbane care se știe originea de stânga, știi ce zic? Eu... Dacă din America susținută de stânga radicală, mișcarea hippie a fost susținută de stânga radicală. Te sperie stânga radicală? Nu mă sperie, dar îți dai seama că... Stai un pic, nu, întrebarea corectă e așa, care te sperie mai tare, stânga radicală sau dreapta radicală? Ambele, satana în picioare, ambele pentru că, Sunt și stângiști Pentru că datorită discursului tău Într-un anumit moment al vieții A existat și o asociere Cu o, vreo, cu o formă de Radicalism de dreapta da, Știi am pezut, asta? Adică toate doar... petițiile alea la Curtea Drepturilor omului Care ți-au fost făcute și ție și Cedrea, Au fost Fix în urma asocierii mai mult sau mai puțin directe, cu o formă de radicalism de dreaptă. Chiar? Ești conștient. Da, a fost, dar nu e doar vina mea și aici e o discuție întreagă. Despre ce peisaj vede tânărul când se lasă de droguri și intră în biserică. Deci un talmeș-balmeș la nivel legionar și cu aici în Ortodoxie. E periculos să te lași de droguri și imediat ce te-ai lăsat de droguri să intri direct în biserică? Da, pentru că e, nu, nu e periculos, dar să intri în biserică moderat, nu să te arunci tu, cum am avut eu sindromul convertitului nebun, știi? Pe de asta zic, că e un pericol prin care... Bă, player, tu ai trecut prin asta. Player, când am văzut că am mai trecut și prin influențe de național comunist care e naționalismul de stânga sau naționalism masonic care e tot o formă de naționalism de stânga din România da. când am văzut că am ajuns și la extremă dreaptă după bă băiatule deci... ăla a fost singurul moment în care eu am simțit neapărat să vorbesc cu tine și mai cam disuit atunci Scuze, player, n-am E, pula, pula nu, e normal mai că înțeleg. Ce s-a întâmplat. Și, -am, și eu te-am întrebat exact așa. Băi, sigur că asta e poziționarea ta ca om și ca artist în momentul ăsta? Man, dar ortodoxia poate fi extremă de dreapta? Ideologic. Sunt ortodoxiștii printre cele mai periculoase rase de oameni pe care i-am văzut și sunt la greu în biserică. Așa se numesc ortodoxiști pentru că sunt afiliații ideologic cu legionarismul, cu vine la pachet cu tot ce ține de naționalism, care se știe că naționalismul teologic, plecat de la nivel filozofic și adus în nivel este erezie. A fost condamnată de sinuadele de, de sinoadele bisericii ca uh, imediat etnofiletism. Observi în momentul ăsta o creștere a afilierii naționaliste și ultranaționaliste în România? Da, pentru că dacă e o creștere. Păi e o creștere. E. Ce zic, ai observat-o? Da, am observat-o. Explicația care ar fi? Ca om care a studiat și no filozofie, da, și dinamică om. A murit socială. Dreapta în România, Player. Dreapta necesită un grad uriaș de cultură și de noblețe. Dreapta e reprezentată de Rațiu, e reprezentată de Corneliu Coposu. Care sunt niște eroi moderni, vă contemporani. Nu că sunt eroi moderni. Sunt pe bune, când ai zis Coposu și Rațiu, toată lumea, ăia, regele Mihai, oameni de dreapta. Nu de extremă dreapta, foarte de extremă. important. Dreapta, dreapta și stânga în conceptele de filozofie politică sunt foarte clar delimitate. Dreapta e cu familia, cu națiunea, cu libertatea, cu credința în Dumnezeu. Stânga e cu progresul fără Dumnezeu constructe umane ateiste adică teoria identității de gen adică poți să fii ce vrei tu că oricum nu este o natură Băi, tu vorbești de o formă de radicalism de stânga cred că e un pic o confuzie aici De ce? Că nu, că am vorbit Bă, și stânga în sine mie mi se pare diabolică Mie nu mi se pare diabolică stânga în că sine pot să De ce? Sting, stânga și politicile de tip leftist au apărut în niște momente în istorie în care era necesar să apară. Păi au profitat de slăbiciunile dreptei, că ei n-au ce să facă și trebuie să profite, că mici. Băi, eu cred în echilibru foarte mult. Nu e echilibru player ăsta. Eu cred în echilibru e foarte mult. Mișcarea beat și mișcarea hippie plus mișcarea ce urma a urmat s-a născut din mișcarea asta de stânga că până la urmă repu e născut din New York din zbuciumul la afroamerican are la bază stânga răzvrătirea socială a negrului împotriva albului panterele negre vorbim de Tupac care a fost capul, a, a avut stânga Stai bă că panterele negre au apărut cu mult înainte să, să fi născut Tupac Dar tot mișcarea vă... de stânga e Păi da, și exact și cum spuneam. Și din ziua de azi e tot de stânga, e preluat de marxism. Da, mă, dar este stânga tot timpul a intervenit în istorie în momentul în care trebuiau reglate lucrurile. Cred că mi se pare, mi se pare că este cel mai eficient. Știu că pare foarte ciudat și controversat nu, nu, player, ce zic zi acum. Nu, nu, acolo că eu ascult. Că eu, deci eu știu ce e un intelectual de stânga, e grupul din România, GDS sau cum se cheamă, Așa. care au sunt intelectuali să vorbim de oișteanul sau... Pe, care asta vreau să stai un pic. Dar se simte un fel de ură în stânga pentru dreapta. hiper... e normal. Până la urmă și dacă știi asta... Băi, hiperintelectualii hiper de stânga sunt foarte tari. Sunt foarte tari player. dar duc oamenii spre niște drumuri care nu sunt tocmai bune. Conform ca la podului tău moral ca la podului meu moral, dar putem Marx, capitalul e cea mai tare, pinte cele mai tare, una din cele mai tari cărți scrise și Marx a fost unul din cei mai deștepți oameni pe care i-am studiat, dar a provocat 100 de milioane de cadavre, cartea lui. Da, ne putem, stânga, cum să nu, tratate de antropologie, Mircea Eliade este expresia stângii în antropologie. Care este expresia antropologiei românești în Rom uh, horia Berna uh, Stăniloae deci dacă citești Jean-Claude Larche care e cel mai mare teolog francez cu Mircea Iliade în care se explică în religiile uh, în religiile preistorice și vezi la Jean-Claude și bazele căderii umane, pervertirea minții și a percepției și vederea răului bine și a binelui rău, ceea ce se întâmplă pe pământ, în grade mai mari sau mai mici, vei observa că în antropologia de stânga, Eliade tot îți explică cum le mânca creierul cum își mâncau triburile creierul între ei și spune wow, ce frumusețe, să crezi că poți să iei din atributele, din atributele adversarului tău, adică stânga se duce până în, înțelegi, îți arată cum îți mănâncă creierul, player stânga dacă... Dreapta îți folosește alte mijloace, mult mai fine și mai... Dacă te uiți la Nicolae Achimescu, are o carte de istoria religiilor și a, în, când se ajunge la babilonieni unde se practica Prostituția sacră, sau să ajungem în Biblos la Fenicieni, unde se sacrificau primul născut, el explică acolo, de dreapta fiind, da, primul născut era sacrificat lui Moloch, la, la Fenicieni, zeul da. lor la care mai sacrificau și evreii prin Vechiul Testament. Și prostituție sacră le pune în ghilimele, adică poți să zici că există conceptul de prostituție sacră sau că îți jerfești copilul. Și, și e ceva sacru, știi? Adică stânga e în stare. Era ceva sacru. Băi, și jerfei un bebeluș acolo. Și până la urmă, revenind la vorba lui Jordan Peterson care spune problema fenicienilor care sacrificau copiii, noi ce facem? Nu ne sacrificăm copiii pe altarul uh, teoriilor ide identității de gen care sunt susținute de stânga radicală și sunt marxiste, sunt neocomuniste. Este România neocomunistă în momentul de față? Da. Suntem noi neocomuniști fără să vrem? Da. Suntem stângiști în adâncul cu sufletelor noastre? Da. Știi care e cea mai mare problemă în România? Neocomunismul, player. Neocomunismul, Îți explică Răzvan Codrescu ce înseamnă stânga național comunismul, dacă știi sau domnul Teodor Bacunski sau. Deci toți de la a la Z suntem comuni... mai suntem mai comuniști decât credem noi. Asta e problema mea. Și după ce am trecut prin droguri și prin copil cu handicap de gradul II, plus doi copii, plus un copil l-am care era doar al Plus cumpără un apartament, plus uh, ține conferințe care meau, plus uh, extremă dreaptă, național-comunism, filozofie nihilistă. Știi ce mai pot eu să fac? Uh, um, am mai cu așa și stau de jumătate de an, de un an, de când m-am lăsat, de când nu mai stau cu copiii, stau așa, player. Stau așa, gen, cum stau acum și mă gândesc că am ajuns în România să nu mai pot spune nimic că nu sunt ascultați și în același timp să văd care e situația. Tu ți dai seama ce e comunismul player? Cine l-a inventat? Care sunt efectele secundare la nivel spiritual? Ei creștinismul, dar ce pui în loc? Ce au pus mă în loc comun? De unde vine ura asta din noi? De la comuniști. Cum recunoști comunismul? E plin de ură. Ce urăște comunistul cel mai mult? Biserica. Cine a creat România? Biserica. Cine a susținut latinitatea la, la, nord de Dunăre? Biserica. Cine a făcut, cine a ținut cu poporul întotdeauna player? Biserica. Biserica are o istorie de 2000 de ani, nu e prea fericitul Daniel acum, sau Sfântul sunt, Ăsta e național în comunismul. Națio... și am văzut o grămadă și de, din stand up care vin la tine. Au ajuns să se facă glume despre biserică, despre Maica Domn, despre orice, fră, băi, mâncați și nu mai vorbi de Maica Domnului, de biserică, de sfinți, lasă-i acolo. Chiar din toate glumele tamam pe asta ți le-ai găsit. Neocomuniști. Pentru mine e clar, eu când l-am văzut că faci o glumă neocomunist, pun ștampila, tu crezi că te joci cu mine? Deși dintr-o glumă, ha, dintr-o glumă 90% din români nu l-au votat pe Rațiu Player, l-au votat pe Iliescu. Deci după Revoluție, 90% din popor era... Erau comuniști adevărați, comuniști la nivel spiritual. Păi și atunci a faptul că ei s-au dus cu glumele într-o zonă de asta care pentru tine e ultrasensibilă. Păi dar nu, că ei fac glumele astea despre Dumnezeu și dacă eu, Dragoș Tudorache, nu mă las bajocorit. Ba -ba cu atât mai mult Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Nu-i vorba de asta. E vorba de Libertatea de exprimare pe care o spuneam mai devreme și pe care o invocam. Da, păi, tu cum ai dreptul de a spune lucrurile pe care le gândești, chestie pe care îți respect foarte mult, nu poți să nu respect și comedianților respectivi faptul că au dreptul să ducă cu umor unde, unde vor ei. Da. Dacă pentru tine e o chestie ultrasensibilă și te ofensează, uh, pentru ei e posibil ca religia sau credința să nu fie atât de importantă. Și pot să le respect poziționarea lor în viață care nu are vreo implicare de natură religioasă. Să nu-i asasineze cineva, că... E, nu asas... Băi, vezi... <laughs> păi, vezi să fac... Tocmai vezi de ce să fac memorii la Curtea Drepturilor Omului? Din cauza declarațiilor ăstora în pula mea. Că asta e discuția pe care am avut-o și atunci player, cu tine nu poți legată să de... într-o țară care e de 2000 de ani creștină, player, să bajocore și toate simbolurile sfinte, player. Nu suntem... Eu fac o glumă, dar pe tine gluma nu e vorba nu te dacă poți, poți să faci orice. Problema e dacă ești în stare. De fapt, asta, asta te deranjează pe tine poți să vorbești despre absolut orice. Cum player eu când am zis în că nu viață? sunt de acord cu anumite chestii, eu am 20 de dosare și el râde de biserică, de tot ce-i sfânt la poporul ăsta de strămoși și el nu pățește nimic, nu? Păi în Polonia vor să bage lege să nu, adică poți să te piși pe tot, biserică, pe creștin, pe orice că ești liber. Și eu când am zis mă piși pe toți comedianții voștri, mi o cenzură totală Păi unde e dreptatea aici? Nu umblă dreptatea cu capul spart? Tu nu te gânde... Bro, e cum e problema LGBT-ului cu ortodoxiștii. LGBTQ, care este de stânga radicală, se bat cu ortodoxiștii care intră în un pic de dreapta. Uh... un pic mai da. mult. <laughs> un pic mai mult. Nu, mă, că nu fac... Uh... Haide, haide, că știm noi punctual niște personaje. Ok. Ortodoxistul e un subiect foarte... Știu, știu, Asta știu. de la LGBT și ei trebuie să învețe că dacă îmi apar în chiloți 15 bărbați lângă copilul meu de mână care are 4 ani și mi le expun la peisaj pornografic, am și eu dreptul de a mărturisi dreapta credință sau de a mărturisi și a păstra inocența copiilor care e un fapt constituțional, mă protejează însăși Constituția de a copilul avea acces la inocență pentru a crește sănătos. În general, extremele apar unele de la... Adică când au apărut comuniștii bolșevicii care trăgeau, au apărut legionari, adică au apărut LGBTQ în România, au apărut și ortodoxiștii fundamentaliști. Adică cumva extremele astea o extremă LGBTQ naște cealaltă extremă în partea cealaltă. O stângă radicală va naște ca matematică. O expresie de dreapta radicală. de acum cumva trebuie să ești creștin, ai toleranță, e democrație, dar care e la nivelul la toleranță? Care e la nivelul, nivelul? Eu, el poate să zică de tot ce e mai sfânt și eu nu pot să zic nimic, nu? Sau nu putem să vorbim chestia asta, nu se pot discuta? Înțelegi? Asta facem acum. Ok. Asta încercam să-ți explic și ție. Băi, o chestie pe care am învățat-o eu pe pielea mea este următoarea. Dacă te simți ofensat, nu înseamnă că ai dreptate. Păi n-am zis că am dreptate. Poți să ies în afara părerii mele. și că ea e propria ta părere, e egocentrism. Exact, da. Asta spunea Steinhardt cel puțin. Adică, oricum, de la drogat ce sunt eu, un hippie, să ajungem să vorbim de legionari, de extrema dreaptă, de stânga radicală, dreapta radicală. Ăsta e dragul în prezent. Ăsta e personajul în care m-am transformat, care am vrut să-l aduc la emisiune. Cam pe drumul ăsta o să merg să vedem ce o să iasă. Băi, în primul rând eu mă bucur că ne-am văzut după yes. atâta vreme. Mă bucur că trecând peste retorica asta a ta, care... Poate să deranjeze foarte mult. Care retorică, player? poa asta, discursul ăsta al tău și personal. De a, fi, de a vorbi de stânga radicală în timp ce nimeni nu știe ce e stânga radicală? Nu. Discursul ăsta, pe mine, e, nu mă deranjează. Pe inc... mine nu mă a deranjat niciodată. Băi, e vorba de identitatea personală pe care o ai. E vorba și de istoria Eu Europei am... și de istoria României. De istoria creștinismului, de istoria religiilor, despre istoria de a fi om. Ce înseamnă a fi om? O omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Adică e Dumnezeu în miniatură. Noi funcționăm ca niște oameni, dar noi suntem Dumnezei. Asta, catolicismul, prin cultura asta umanistă, în general, cultura bizantină a rămas cristocentrică, știi, în jurul lui Dumnezeu, știi? Deci, miracolul speciei, e miracolul căutării, miracolul devenirii, Misterul vieții, poți să trăiești acum, poți să mor peste un minut. Miracolul de a fi om, miracolul de a trăi într-o epocă unică în istorie, toate epocele au fost unice, miracolul de a contempla ideile lui Dumnezeu din istorie, pentru că fiecare epocă e controlată și fiecare om se naște la, la momentul potrivit în istorie. E o conexiune între toți oamenii care au trăit de la primul om până în prezent. E o comuniune cu toți Oamenii la un loc, adică I'm back to the motherfucking creation, știi, dacă am fost până acum rătăcit în abstracțiuni, m-am întors și îl observ pe Dumnezeu din oameni și se pare că funcționează chiar mai bine decât din cărți, pentru că cea mai tare poveste pe care a scris-o Dumnezeu e însăși creația pe ceilalți oameni, adică poate Dumnezeu vorbi prin tine, po poate Dumnezeu vorbi prin mine. Foarte interesant acest miracol numit viață. Cam asta ar trebui să fie specii, nu? În gen, în light motiv, restul discutabile tot. Ce e stânga, ce e dreapta, le căutați voi, ce e teologia. În România există și problema asta, că vorbește Neluțu care e arhitect, vorbește Neluțu care e doctor, neluțui, toți vorbesc despre biserică, dar dacă te duci la facultate, scrie facultatea de teologie, adică se învață treia minim ca să poți să știi ceva despre un subiect. Deci sfatul meu românilor, înainte de a discuta teologic, e să mai citească câteva cărți de teologie. Înainte de a discuta, știi? Men, România e praf la nivelul. Nu știu, frate, sunt oameni care nu mai cred în renașterea României, sincer. Poate mulți sunt optimiști că o să renască sau, nici nu știu, e foarte mult de muncă. Nu, nu sunt politicieni de dreapta care să-și să asume o dreaptă, să vadă omul. Nici în Europa nu mai sunt de dreapta. Europa e cam stânga radicală. E peste tot. Se duce lumea într-o direcție foarte, foarte. Vezi și tu ce? Se schimbă poli de putere. Da, dar nu poți să nu te gândești dacă nu cumva să duce lumea într-o direcție în care. direcția în care se duce lumea ne deranjează pur și simplu pentru că nu o înțelegem. E posibil, efectiv, Dragoș, la modul cel mai sincer îți zic, okay. ți-am mai zis asta așa cu 10 ani, e posibil pur și simplu doar să, să nu ne placă când bătrânim. N-am problema asta, că creștinii se obișnuiți cu viața de după moarte, că umanii se obișnuiți cu viața de după, de după moarte chiar din timpul vieții, deci... E posibil efectiv să îmbătrânim și să se întâmple lucruri care sunt peste puterea noastră de înțelegere, pentru că din capul locului fix așa au fost menite, ca să fie peste puterea noastră de înțelegere. Da, Apanajul fiecarei poate. generații care vine este să-și dezvolte un limbaj propriu, personal, într-o manieră care să fie greu de înțeles pentru aia care au fost înainte. Tocmai ca ei să diferențieze în vreun fel sau alt. Asta, este, asta a stat tot timpul la baza progresului. Succesiunea generațiilor care și-au făcut și-au și -au manufacturat propriul limbaj în așa fel încât aia de dinainte să nu-l înțeleagă, să fie o chestie doar a lor. Să se simtă și ei în dreptul lor special. Păi, uite, eu după sunt cum și noi am făcut asta, după cum și specia a făcut asta, după cum și Bonel, futul în suflet, dar Dumnezeu sănătate, face chestia asta și nu e de acord cu noi să uite la noi ca la niște uh, moșbeliți, după cum uh, tot timpul ai căutat să te diferențiezi și cred că asta este cea mai importantă și cea mai clară definiție a unui act de contracultură. De fapt, că spuneai tu mai devreme? Ce e contracultura? Ce e progresismul? Ce e avangarda? Ce e renascentismul? Adică să de așa. la con, de la contracultură la dreapta e un drum e un drum destul de lung de, de la de și la dreapta foarte politică sinus, foarte sinuos. Înțelegi de ce mi-am distrus eu viața aflând chestiile astea. <laughs> Uite, eu de exemplu sunt cu generația Băi. tără, recitez numai de lin, am încercat să-i înțeleg. Siropel! <laughs> Băi, în Sopranos este o replică pe care zice Medou, fica cea mare al lui Tony Soprano. Ea imediat cred că în, în seria se dusese la filozofie sau ceva. Și a spus în principiu, drumul unui om, bine, și a citat pe cineva, dar nu mai țin minte pe cine, drumul unui om are două căi. Odată ce el alege sau nu să înceapă să studieze despre cine e ca om și cum se așează el în societate. Căile sunt doar două. Plictiseala sau depresia. Wow, exact. <laughs> Bă, tu ai ales să te plictisești. Îmi pare rău și eu la fel. Sunt momente în care pot ca să să în niște zone foarte dark și foarte de, de, de sub și foarte underground și din punct de vedere... Da, de asta și vreau să social. le am discutat tocmai ca să... Și tu ești unul dintre oamenii cu care puteam să discut chestii. Să rămân și eu ești unul din oamenii cu care nu am cu cine să discut chestiile astea urbane. Fără să emit absolut niciun tip de judecată asupra calapodului moral pe care așez tu lucrurile tu ai parcursul tău în viață, sunt foarte curios. Păi am venit tocmai din stânga radicală, n-am chef să mă întorc tot în stânga radicală, îți dai că m-am odihnit în dreapta conservatoare destul de bine. Băi, toată România a venit din stânga radicală. Toată România a venit din stânga normală, că stânga radicală nu exista, era stânga normală, bolșevică. Erau forme de radicalism. Ateism, acum e... Venim după 45 de ani de stângă, dragul. Și stai de să vezi transumanismul. <laughs> oh, love. Nu cred că sunteți pregătiți să întâi Fratele vostru e adaptat la viitor. <laughs> cum Știi? te vezi peste 10 ani? Ai 37. Păi nu știu, Cum sper să am și eu un bănuț să-mi duc copiii la mare, că bă pula. <laughs> <laughs> ah, nu știu unde o să fiu peste 10 ani. Sper că în prima linie, în continuare, original, plin de viață, cu o armată de 30-40 de MC, care vin acum, care pe capul vostru, pe capul României, venim să vă spargem. Venim 30-40 și vă rupem, vă sfâșiem. Băi, am pupat, mersi mult că ai venit. Doamne, ajută, printre cele mai. <coughs> pognite episoade. Nu, nu, -am, nu. Scuză-mi, te rog, lipsa mea de, de concentrare, că am Stalin sărit ca jocoriții de duhuri dintr-una în alta, dar... Eu sunt obișnuit. Ok. Eu obișnuit. Okay. Eu, știam, eu știam pe cine chem. Ok. Mersi mult că ai venit. Respect, omule, respect la ascultători. eu onoare că am fost aici. Respect pentru toți oamenii din România care își fac treaba în pătrățica lor, că dacă nu, -și face, dacă nu o să vă faceți pătră fiecare pătrățica, treaba pă nu o să mai scăpăm niciodată din coșmarul numit Românica. Cam asta a fost. Cam asta a fost și papul în <laughs>